Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este joi, ora 19, iată că ne reîntâlnim din nou aici la Roman TV cu o emisiune, zic eu, extrem de interesantă, pentru că, așa cum v-ați obișnuit, avem subiecte foarte, foarte bune pe care le dezbatem și împreună cu dumneavoastră, bineînțeles. Vom discuta în această seară inclusiv despre ceea ce se întâmplă la București acum, prostiile pe care le fac guvernanții noștri, de fapt nu prostii, că ei știu foarte bine ce fac, adică nu fac nimic. O să vedeți că, și ați văzut și noastră acest lucru, faptul că promit și vin public cu tot felul de ecuații, dar de fapt când se apucă să le rezolve nu găsesc soluțiile, că nu vor să le găsească, bineînțeles, și mă refer și la pensiile speciale, la găurile din buget care sunt de vreo 20 de miliarde de lei și așa mai departe. Vom discuta și despre acest lucru, vom discuta și despre alte aspecte care se întâmplă aici la Roman, care se întâmplă, bineînțeles, în Neamț, iar vom face discuția cu invitatul în această seară, este vorba despre domnul consilier județean Sorin Cazan, pe care îl salut, vă Spun bine ați revenit, domnule Restor Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bine v-am găsit. Domnul Cazan, noi nu ne-am mai văzut de, dinainte de 10 martie, din câte mi-aduc eu aminte, da? înainte de pronunțare, uite că noi nici am propus să discutăm despre asta, înainte de pronunțare. de pe 5 martie. 5 poate. martie, da, începutul lui martie, înainte de pronunțarea curții de apel Brașov, în cazul lui Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare, nu ați spus atunci la sfârșitul emisiunii, chiar despre asta am discutat, Doamne ajută, Doamne ajută pentru o sentință bună. Pentru domnul Arsene. Pentru -a bine, fost... nu. Doamne ajută pentru binele județului, nu pentru o sentință bună. Pentru binele județului. Binele județului. județului. Bun. A fost un doamne ajută, se pare că tot pentru și pentru binele lui Ionel Arsene, că chiar dacă a fost condamnat, iată că Ionel Arsene este bine, mersi, este în Italia, acum e la Bari în a râs la domiciliu pentru că așa a dispus instanța italiană în perioada în care se judecă acel mandat de extrădare. În primă instanță italienii au spus nu, nu lăsăm pe Ionel ne acasă, să stea aici în Italia pentru că aici trebuie să-și spășească pedepsa, deși faptele au fost comise în România, cum bine știm. Dar ce vreau să vă întreb? rezidență în Italia și avea și statul italian dreptul de a-și da cu părere, tocmai din cauza. Da, asta. da, știți cum fost... este legea italiană. De când avea rezidență? Cred că de vreo 5 ani, dacă nu mă înșel. Sau înseamnă 10. că s-a pregătit bine, da? 50 ani, nu știu, avea rezidență de ani. mult, că avea și firmă bănuiesc acolo. Nu, firma, acolo. vă spun eu, sigur că avea firmă din înființată în iunie 2019, și tocmai de aceea am bănuit că firma a fost, sau rezidență, avea rezidență tot din aceeași perioadă, dar este posibil să fi avut rezidență de mai mult timp în Italia, pentru că, într-adevăr, legea italiană s-a schimbat, statul italian își protejează cetățenii și protejează și pe cei cu rezidență, iar începând de anul trecut se cerea ca tu, condamnat în altă țară, să beneficiezi de sprijinul și protecția statului italian, să ai cel puțin 5 ani de rezidență în Italia. Bun, așa e să nu o să intrăm în detalii. E de că... aceeași chestie cum e și în Statele Unite. Că e, acum să luăm o, o țară în care spunem că e democrația la ea acasă. Nu există această lege în România. Noi suntem oricum în lumea a treia. Noi nu putem. Noi niciodată nu ne-am protejat cetățenii. Dacă un cetățean român a făcut o faptă într-o altă țară. Noi nu l-am protejat sub nicio formă, dar nici am ambasada dar română nu s-a implicat. trimitem rapid acolo, nici măcar nu ne interesăm să vedem dacă a comis sau nu vreo faptă. Păi bineînțeles, noi... ce vă spun, nu că noi îl protejăm, nici măcar nu încercăm să-l ajutăm, să-i dăm un avocat, poate, poate, a fost o cursă, poate a fost întinsă o cursă, poate el nu este vinovat, poate are cineva interesul să-l găsească domne, că au, au, grijă italiene din factorii noștri, ați văzut? Păi, da. au grijă pentru că sunt și ai lor. Dacă erau americani, uitați, uitați da, un acum... pic. Uitați-vă un pic, uh, uh, soldatul american care l-a ucis pe Teo Peter la București, da? Spuneți-mi și mie, a fost condamnat în România un minut? Nu. Hă? Nu. Și-a omorât un om? Da. Dar ați auzit pe cineva din România să facă un scandal diplomatic din asta? Păi nu a făcut da, nimeni, nu. Dar ați auzit pe cineva din România acum să facă scandal și să facă măcar o discuție pe marginea a ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Arsene și nu numai el. Pentru că avem foarte mulți români condamnați definitiv și fugiți și protejați de statul italian? Imagine, nu numai italian, și statul sârb Și grec. Da, și, și, și grec și sârf. Exact. Nu, l avem da. și pe Jiță și... în, în Serbia. Și Și, și, și în l avem pe Popoviciu, nu În, în Anglia pe Popoviciu. Da. Dar este normal ca statul da, român să aibă. Ați adă... auzit undeva să spună în presă ce s-a ce întâmplat cu uh, la. cum îi spune. unde au fost fetelele răpite? la nu la călăraș, la la Caracal. La Caracal, da. s-a da. mai vorbit ceva de cazul Caracal? Păi este proces acolo un curs din câte Nu se mai las. vorbește Dar nimic de statul Caracal, s-a vorbit ceva că uh, unde este garnizoana americană acolo este o enclavă. S-a vorbit ceva vreodată că uh, soldații americani calcă pe drapelul românesc în uh, enclava lor. Nu se vorbește. S-a vorbit vreodată ceva că toate pensiunile din zonele zona de la Caracal sunt închiriate non-stop Mă face să mă duc la Caracal să văd dacă este așa. Sunt închiriate de, de, de prostituate non-stop a, a mai per, spus cine? cine a, le a vorbit vreodată cineva pe presa națională că nu mai au prostituate că s-au săturat de alea din zonă și caută să ducă din altă zonă acolo. Bun, acum... Păi gândiți-vă când vom fi din... uh, colonie total americană va trebui să aducem femei și din străinătate ca să le satisfacem poftelesul ăla. Bineînțeles. Trebuie să fim serios. Da. Nu știu dacă păi, este chiar așa. Păi, dar vedeți că de lucrurile astea că... nu se vorbește. De ce? domne, dar... să nu deranjăm, să nu deranjăm stăpânul. Dar nu știu dacă dar e chiar azi. așa. Noi vedem un om eu nu țin partea nimănui. Noi vedem un om care fără să laud, fără să eu știu, fără niciun interes că omul nu mai are niciun nicio funcție, nicio putere domnul Arseni, fostul președinte. A făcut în județul Neamț, de când în două mandate de președinte al Consiliului Județean, cât n-au făcut 3-4 președinți de Consiliul Județean. Și asta puteți să o confirmați sau să o infirmați și dumneavoastră. Sau cetățenii din mediul rural pot să îmi dea dreptate sau să nu îmi dea dreptate. Și cu bune și cu rele. Dom'le, și într-o casă nu poți să faci numai bune. Mai faci și rele. Problema este alea bune să fie mai, mult, mai multe decât alea rele. Eu nu cred că Bun, și faptul asta pentru care a fost el condamnat, mie mi se pare o chestie puerilă. vă spun sincer. De ce? El putea să fie, poate, condamnat pentru altceva. Un lucru mai serios. Și că ar fi spus într-o anumită cercuri, că, doamne, pentru asta pățesc eu ce păi pățesc. Păi nu, dar pentru asta nu. În cercurile alea a spus, da. pentru asta nu, aș, nu ar trebui să fiu condamnat. Pentru că e o chestie puerilă. Deci exact cum l-a condamnat pe Adrian Năstase, pentru termopanii sau pentru ce? Sau pentru, eu știu, mătușa Tamara, în fine. Dar și Al Capone a ajuns la pușcării pentru evaziune fiscală. Da, înțelegeți? În Dar poate erau alte fapte în spate. Dar, vedeți, s-a găsit o chestie care, de care s-a putut agăța. Și de ce? Pentru că un alt infractor, Gigi Ștefan, penalti, pentru că e infractor, că a fost condamnat. Da, corect. El a fost cel care a, cum spun eu, a dat frâu liber acestei fapte. Și atunci, domnul Arseni, dacă e adevărat ceea ce spune instanța, a căzut în plasa lui și asta este. Dar credem în ce spune instanța, nu? Respectăm da, decizia instanței? eu respect, eu respect hotărârea instanței din totdeauna. Pentru că eu nu sunt drept să spun că instanța nu are dreptate, pentru că, în primul rând, nu sunt jurist și chiar dacă aș fi jurist, poate aș putea să-mi dau o părere, pentru că vedeți și dumneavoastră că instanțele au diferite păreri. De exemplu, tribunalul îți dă o pedeapsă. Te duci la curtea, curtea da. de apel. Îți dă altă pedeapsă. Și dacă mai mergi la în alta curte, vezi că îți dă altă pedeapsă. Și atunci vii și spui, domne, dacă care a avut dreptate? De asta e posibilitatea să și, at să și, atunci, studița... și atunci, pentru că eu nu sunt uh, cum să spun eu... Uh, de profesie jurist, eu nu pot să spun că instanța nu a avut dreptate. Că nu a avut dreptate, sau că a avut dreptate, poate să spune doar o instanță o instanță superioară instanții Bun, În cazul de față se ducă la CEDO, domnul infractor Arsene, pentru că da, aici poate să meargă la CEDO meargă și la CEDO, să conteste în hotărârea curții de apel. Vreau să fac o completare, pentru că spectatorii trebuie să aibă informația completă, în sensul că domnul Arsene nu a fost condamnat din contră, el a fost achitat pe denunțul făcut de Gheorghe Ștefan, ca urmare a intervenit interveni prescripția penală, răspunderii penale. Prescripția pentru De fapt, pe a încetat da. procesul penal în această situație, pentru că conform deciziei curții, deciziilor Curții Constituționale și a decizii în alte curți de Casă și Justiție, cu prescriția specială. În cazul ăsta termenul cred că s-a împlinit undeva în 2021 și nu mai era cazul să răspundă pentru de asta și pedeapsa a fost mai mică. Țineți minte că la Bacău a fost pedeapsa mai mare. Da, a, a fost, fost 8 o... ani și 4 luni. Nu, Acum... A ieșit un dosar din... Pe asta cu penalti, răspunde. Da, da. Asta a ieșit. Au fost trei fapte de trafic fapte, de influență. Da. Denunțul lui Gheorghe Ștefan, da? cu 100 de mii de euro pe care ar fi dat-o domnului de la Agenția Națională de Integritate pentru a-i face rău luculiță tărâță răposatul care era președintea Consiliului Județean Neamț. Cine să-i facă doilea, rău luculiță uh, imediat discutăm și despre da. asta. Al doilea, uh, al doilea dosar a fost cel privind traficul de influență la firma de construcții, construcții hidrotehnice SA din Iași, cea care a făcut și microhidrocentrala de la Roman. Acolo cel puțin a fost găsit vinovat, domnule acum nu mai spunem că există prezumție de nevinovăție. Da, da. Arsene a cerut 5% din 60 de milioane pentru de lei pentru centrală de la Roman. Dar ai făcut a de PNL, aia, făcut, de nu, PNL. A făcut precizarea ca să înțeleagă oamenii că firma aia are și o lucrare, cel puțin o lucrare la Roman. Dar Arsene... La altă lucrare, lucrare bineînțeles. Am înțeles. Dar Arsene, mă gândeam că spuneți că, nu, că nu, pentru micro-index nu. Micro nu, centrală. nu a cerut 3% sau 5%, un procent destul de mărișor, din 60 de milioane de lei, bani care trebuia să vină de la apele române, pentru lucrările pe care le avea în executare această firmă de la Iași. Iar a treia fapt de trafic de influență a fost cu termopanele de la Icușești, Comuna Icușești, școala Icușești, care a ars la un moment dat și acum a fost refăcută, trebuia... De, nu trebuia. Trebuia ca domnul Arsene să nu se implice în toată povestea aia, dar el a pus termopane la școala aia cu vreo 150.000 de, lei și de fapt ele costau mult mai puțin. Deci a fost acela, acele, da, cel de-a da, treia. Dar domnul Arsene de are firme termopane? Da, da, nevasta, cum să nu. O controla el. Serios? Da, dar cum să nu. E firma nu. de la nu știu. Rottercom Prestige, de la Târgu Neamț. Prima firmă pe care a avut-o domnul Arsene a fost nu să nu se denumea se numea Rotercom. Uh, a intrat în faliment și a venit. Uh, a fost înlocuită de Roter Comprestigi, care făcea și cred că mai face uh, filmul termopan Lemn stratificat, ceva de genul ăsta. Mm -hmm. I-a mers bine, oricum. Tot asta la târgu a Fost, neam? Tot la târgu Asta a fost decizia instanței de judecată, fără doar și poate. Însă, revenind, nu a spus că să dea Dumnezeu să fie bine pentru județul neamț. Da, să dea Dumnezeu să fie bine pentru județul neamț. Eu vedeam să, să fie bine pentru județul neamț, dacă ca domnul Arseni rămâne președinte în continuare. Așa ați văzut dumneavoastră. Vă spun de ce? Spun de ce? Uh, e vorba de niște proiecte care erau începute și care mai trebuiau să înceapă. gen Spitalul Județean, care s-a obținut finanțare 200 de milioane de euro, acolo mai trebuiau foarte multe milioane aduse pentru a putea finaliza lucrarea, că da, nu puteți să o, -o sunt faci fonduri cu 200 din, afară. Da, da, nu dă fonduri din afară pentru că o să trebuiască tot fonduri guvernamentale. Și credeți că dacă nu mai este Arsenie... nu... E mult mai greu. E mult mai greu, pentru că hai ca să fim sinceri, domnul Arseni când se ducea la București, domne, aducea bani cât desfidea, vroia, da, e nu cât i se dădea. De ce? Pentru că era un om care avea forță în partid. Îi se deschideau ușile? Da, domnule, era un om care avea forță. Deci, într-un partid, dumneavoastră n-ați făcut politică, sunteți ziarist. Eu am făcut politică. Domnule, într-un partid, dacă n-ai forță, stai la ușă. Ce înseamnă să ai forță? Și aștept să te cheme cineva. Să fie acolo, la masă, când se discută. Când bați la ușa lui Dragnea. Da. Poți să adică spui, mai așteaptă sau, sau nu sunt sau, aici. Sau când te duci la Dragnea, el... Domnule, domnul Arsenie nici... a fost în bordul României. Poate populația nu știe, vă spun eu acum. Sper să nu supere pe mine, sunt niște chestii care sunt mai ginga și a fost în bordul României în cei patru care au condus România. Când a fost Dragnea, a fost doamna prim-ministru. Așa, gândiți-vă care... că domnul Arseni a numit-o pe primul ministru al României, pe doamna. Nu, a influențat numirea. A influențat, a influențat a numirea. numirea da. El i-a spus lui Dragnea, pune-o pe Dăncilă că ea așa, e bună. Așa, corect. 20. Cum, cum a mai pus mazăre, cum a mai spus mazăre, pune-o pe șaideh sau șaideh, cum îi spune de la Constanță, că e bună. Vedeți? Dar asta e situația. Deci el era un om care avea carismă, știa să descurce, un băiat descurcăreț, avea școala vieții, nu avea multe facultăți, avea una și bună, dar pe unde se ducea, deschidea uși. Asta ne trebuie. Deci nouă ne trebuie conducători care au curajul să vorbească și să poată Dumnezeu, să dar, atragă fonduri. Dar, nu asta să sune, să stea suna, cu capul suna, plecat sună Și permanent sună no, șmecherie, șmecherie, dar asta e treaba în politică. Pe, în politica românească, domnule? nu? Nu, în orice politică. Nu cred, domnule, că... Vai domnule. de mine. Vreți să spuneți că în Germania... Dar în America, obții, dar vreți să spuneți fondul, mie că Trump, obții, Trump nu sună șmecherii? Dar Trump nu sună șmecherii? Pe, Trump poate în anumite direcții, da, ce face nu. pe acolo. Biden nu sună șmecherii, dar Biden are o echipă în spate care... Dar e normal să te duci după bani la București și care este mai șmecherii la să primească? Nu poți să dai la toată lumea la fel. Pe atunci să nu vă supărați. Fiecare comunitate să ne rugăm a. să avem câte un șmecher, nu? Care să dar nu vorba, dar nu să avem câte un om care se descurce, nu câte un șmecher. Nu interpretați, nu, nu trebuie să-i faci un șmecher pe care se descurcă. Adică dacă se descurcă e șmecher, nu, se descurcă. Sau a spus că ce a făcut? Mulți au făcut lucruri bune sau mai puțin bune. Să știți că politicienii pe care noi îi alegem și ajung în astfel de funcții... Uitați-vă la Cluj ce a făcut ăsta, cum îl cheamă? Emil Boc. Emil Boc. Da, a intrat primarul, a schimbat față orașului. Are și buget. Are cu ce? Are buget. Păi da, știu ce să fac ca să aibă buget. Păi duceți-vă la Cordun, o comună. Are buget. De ce? Ca știu primarul la gospodar ce să facă. Bă, uitați vă câte proiecte are primarul de la Cordon. Păi nu are niciun primar în zonă câte proiecte are el. Are bani. Păi are bani că se descurcă. păi ce să-i spunem că șmecher? Nu mecher șmecher, domnule, descurcăreț. Uite primarul la Săboani, că e venit un băiat tânăr acolo la Săboani. La fel, descurcăreț. Uite primarul la Tămășeni. La fel, se descurcă. Da, da, nu Dar ce e, să le facem? Desurcatul de ăsta nu, nu este egal cu șmecherie. Păi să nu, eu asta spun. Să, cel puțin primarul de Cordon pe care îl cunoști a fost la emisiuni Așa. Uh, uh, și primarul de Săboani sunt oameni care, bine, au și norocul că gestionează niște localități în apropierea Romanului. Romanul este pe o rută extrem de importantă. Da, au domnule, dar terenu, și gădințul este în apropierea Romanului. Și n a reușit să facă exact ce au făcut. A, așa, îi, aici, și Horia în apropierea de, a, Romanului. Asta am vrut să spun. Aici da. înseamnă talentul și implicarea celor da. care conduc. Uitați-vă la Trifești. Trei. La fel. Se mișcă. Un primar gospodar se mișcă, mișcă. se vede, s-a asfaltat, s-a făcut apă, canal, s-a adus fonduri europene. Deci, domne, uh, Deci, una înseamnă implicarea... Știți cum e la noi? Vă spun o chestie. Dacă nu faci, dacă nu faci, ești primar sau ești ce ești și nu faci președinte Consiliului de și nu faci, Deci e un prost, mă. Nu e stare de nimic. Corect. Dacă faci, e un hoț. De ce? Păi dacă te-o făcut, îți dai seama că o furat. Deci, oricum o dai, oricum nu dai, cu omul tot nu ești bine. Deci ai două variante. Ori să fii prost, ori să fii hoț. Și atunci nu-i mai bine să faci, să te facă lumea hoț și tu să te mântuiești, dar să nu fii hoț. Că dacă ești hoț, nu mai ai plecat cu mântuirea, ai pierdut-o. Și atunci trebuie oameni buni creștini, cu frică de Dumnezeu, care să conducă comunitățile. Să știți că domnul Arsenie avea calitatea asta. Eu l-am cunoscut, ca să vă spun sincer așa, de mult timp, dar mai bine în ultimul an. Las cunosc, domnule. Un jumate, că... când sunt consilier județean. Până să intru consilier județean, nu am avut contact cu el. Omul era de la Târgu Neamț, eu eram de la Roma. Nu a fost cu mine în partid ca să-i țin partea că a fost colegul meu de partid. Nu, doamne, Dar ca și om. Eu v-am spus, îl apreciez ca și om. Am înțeles că l-ați ajutat. I-ați dat cumva direcția unde să sau sugestii unde să meargă la Muntele Atos, pentru că dumneavoastră știți pe acolo cum sunt lucrurile. Am fost împreună cu el la Munteleatos. A fost împreună cu el? Împreună cu el am fost la Munteleatos. Uh, într-un an de Sfântul Ion i-am dat un telefon și i-am zis uh, mi-a venit așa o n-aveam nicio treabă cu el la apropiere a, ce a... Zis, da, eu an. am votat contra PSD-ului în Consiliul Județean, gândiți-vă la o chestie am fost dat afară din partid pentru că și domnul Arsenie a pus și el o vorbă la mine la partid sunt sigur de asta pot o să recunoască așa? să fiu dat deoparte pentru că nu am votat cu PSD-ul și am fost dat afară, m-am judecat, am câștigat procesul. Nu-i port pică, domne. Nu-i port pică, că n-am de ce să port pică, că numai prostul nu ține pică. Dar noastră n-ați votat pentru vicele pentru doamna vicele, vicele Consiliul Județean, pentru doamna Ciubotaru, care era cercetată penal. Domne, eu nu votez penal în politică. Nu era cercetată penală, avea un dosar Avea un dosar cu fraude de de euro. A fost, con co a fost condam condamnat I s-a tras răspunderea personală într-un dosar. Așa. Da. Ure, și a zis domnule, eu puteți să-mi faceți și mă dați-mă afară din Consiliu dați-mă afară din Politică. Domnule, eu nu pot să o votez pentru că este penală. Eu, în conștiința mea. Deci eu nu votez cum îmi dictați voi. Eu penală, cum... așa a înțeles noastră. dar nu era penală. <sus> ca să faci. Deci no, nu era, nu era, nu era, condamnat, era condamnat, condamnată. Nu este condamnată. Nu era condamnată, dar era posibilă era, avea o condamnare de atragerea răspunderii a, așa, și era, era Exista riscul de a, 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 crea probleme și a strica imaginea Consiliului Județean cu cum a pățit și cu domnul Arsen. Și m-a dat afară. Și atunci v-am spus într-o zi de Sfânt Ion, domnule, mi-a venit așa o idee și zice, domnule, sună parcă mi-a zis așa un gând. Sună, domnule, pe Arsenie și urează la mulți ani și invită-l pe muntele Atos ca și cadou. Deci o gândire, o idee mi-a venit, nu cum mi a spus-o cineva. Și dau să-l sun. Dom'le, când să-l sun, ce credeți să întâmplă? M-a sunat el pe mine. Care el nu m-a sunat pe mine niciodată. A rămas oripilat adică vă... când am văzut președintele. Vă sunați în același timp, dumneavoastră pe el și el nu, pe Nu, eu am vrut să-l sun, dar m-a sunat el înainte. Și îmi spune, sornic, ce facem. Păi zic, ce să fac, domnul președinte, eu pe acasă. Hai, nu vii la o masă? Zic, domnul președinte, nu no, vine eu așa la masă, sunteți acolo cu invitat, dar vreau să vă dau un cadou și eu din Sfântul Ioan. Păi, hai, vin aici dacă vrei să-mi dai cadou. Zice, Băi, e... Hai, domne domnule, că vin. Un din cutare loc. Și mai invitat acolo. Când am mers acolo, erau o persoane și trei preoți. 8 mireni și trei preoți trei stariți de mănăstiri. Păi am intrat, m-am simțit așa, stingher, că nu mă știam cu oamenii care erau acolo, dar nu eram familiarizat cu ei. Am stat, sorim, vin un coace, ale, eram prietenic în lumea. Și, bun, el când a văzut că am câștigat procesul, un pic și-a schimbat atitudinea și a zis, băi, te-a ajutat Dumnezeu. Exact așa mi-a zis, da, m-a ajutat bun Dumnezeu, că... Numai el mă poate ajuta, donați să cer ajutor de la oameni. Și... Mi Şi... zic că... am stat la masă, mi-a adus acolo o cafea, că n-am vrut să stau mult, că era un film turcesc. Și eu îl urmăream, da, începea știu, știu, la ora 8, e, 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 în fiecare zi. Să nu ratați. Da, plecam de le. la orice masă, era, mă duceam deci la azi filmul acasă. Ați ratat masa cu Ion R.S.R. pentru filmul turcesc? N-am ratat, domnule. Am fost acolo, că am ajuns la ora 7 acolo. Ați ratat toată masa? Am ajuns la 7 acolo, am stat aia. Am stat până la 8 fără 20, cam așa, că am zis să-mi fac timp să ajung acasă să văd film. Când mi-au zis, băi, dar cum Și i-am spus, domnul președinte, am venit ca să vă spun ce cadou vreau să vă dau. Ce cadou? Pilaia l-ai adus? i zic, am adus. Da, cari vreau să vă fac uh, o invitație în Muntele Atos. Să mergeți împreună cu mine și cu alți pelerini. S-a așa la mine. Și o zic, da, când? Păi, pe data de 13 ianuarie, când e anul nou pe vechi, în Sfântul Munte. Când erau cât era 7 ianuarie până pe 13 Deci o săptămână, da. Păi, da. <laughs> nici nu știu ce să spun. Stareții de acolo, de la masă. Du-te, du-te. Știți eu zis imediat. O zi, altfel de invitații. Ați fost vădată, domnule președinte? Nu. Astfel de lucruri nu se refuză niciodată. Astfel de cadouri nu se refuză niciodată. Și erau trei stari, dar toți în vârstă, mame, cred că erau pisi 70 de ani oameni barbari. Bar. Ei, bine mă, merg, indiferent ce o fi, merg. Da, da. Și am mai stat un pic, nu știu, cred că am servit un aperitiv și după aia am plecat. Păi deci ce faci? Plec, nu eu am film. Ce film am? un film turcesc. Ce puteai să rădim? Asta e situația, domnule. Fiecare cum e te -a în al lui, altul se grăbește că trebuie să Ia meargă aș, la Explice. Eu eram cu filmul la turcesc. -a. Așa a plecat în Am plecat în acasă și peste o săptămână am plecat în am plecat deci în... a fost numai dumneavoastră, dumneavoastră, cu el? am mers eu cu el și cu un prieten de-a meu de la Focșan, frate în Hristos, se spune eu, fratele Aurel, care îl iubesc foarte mult și țin foarte mult la el. L am cunoscut acum vreo 15 ani. A, din așa ați fost în trei oameni? Noi trei, da. Și uh, i-am zis, domnul președinte, că i-am zis, domnule, am gândit un microbus care să mergi nu pot să mergem cu 15 oameni în mașină. Hai că mergem cu mașina și... Am înțeles. Deci atunci v-ați cunoscut mai bine, da, da. cu alte cuvinte. Da. da. Domne, a rămas uimit de el ce a putut să facă pe Sfântul Muntei. Un om așa dismerit așa de, cum spun eu, de ascuns, de, nu știu, nu-i plăcea să iasă în evidență, nu-i plăcea nimănui da. să-i spună cine e lui. acolo, domnul... Da, domne să scula. Eu eram în când la era două, la trei începea slujba. Și eu mi era mai leni să mă scol, înțelegi? Și apoi venea și bătea la ușă, el stătea în cameră, stătea în altă. Și hai să nu mergi la slujbă. Aoleu, mă sculam, cum să nu mergi, domnule, că mă acolo președinte <laughs> și eu nu la slujbă. Da, dar acum -am a, Era obligatoriu și... să te trezești noaptea să mergi la slujbă. Da, și așa începea slujbă, la 3 până la 6. Era la mănăstiri, la, da. la prodrom, da. Da, În da fine, uitați că ați avut o experiență cu domnul președinte. Iată că l-au ajutat, da. până la urmă, rugăciunile, că a scăpat de brațul lung al legii. Nu spuneați. că... Auziți, eu știți ce i-am spus lui? Cel puțin deocamdată. mulțumește lui Dumnezeu că te-o condamnat. De ce sunt Cum spui așa? Mai dar dacă îți dădea, i-am zis, dacă îți dădea cu suspendare sau uh, îți dădea achitare și te urcai în mașină și de la Brașov uh, făceai un accident doamne Fereștii și omorai niște oameni sau omorai tu? O stată așa un moment la telefon și o zis, băi, la asta nu m-am gândit. Băi, înseamnă că ați cu el după condamnare. Da, bineînțeles. Cum e în Italia, v-a spus? Nu. Ei E bine, a zis. Ați vorbit numai despre condamnare, înseamnă. Nu, a zis că e bine. Nu. E bine, bine și, și despre... când am în timp, am să merg la el să-l văd. Pe păi dacă el nu mai poate să vină, că dacă vine, el îl înhață da. autoritățile. Da? autoritățile de România pe, pe mine nu mă, în mă înhață dar. dacă mă duc. Nu au nicio treabă. Până la urmă, <laughs> gândiți-vă că, de fapt, dacă stăm bine să ne gândim, eu au făcut un mare bine, că s-a rupt cumva de de lume de România asta murdară așa cum este ea, plină de corupție. Bine, și el un corupt acum. Credeți A plecat... că toți în jurul lui care erau, toți îl iubeau? Da, cum să-l iubească? Pentru o, că da. nu de e ce adevărat. Ce... -avea multe lume iubește, dar... funcția, nu iubește omul. Cea mai mare greșeală să iubești funcția unui om și nu omul. Domne, ori iubești omul, ori nu-l iubești. Spune-i verde în față. Nu iubi funcția lui, că funcția este trecătoare. Dar ce să iubească funcția lui? Avea o indemnizație de 13.000. de lei? Nu, eu vorbesc ce și cei 13.000 de lei. Păi nimic ca toată. Păi nimic nimica toată, deci 13.000. Pe cred că șefii de consilii și de auziți eu am avut o episod că a internat în spital acum la Piatra Neamț și am stat de vorbă și cu asistente și cu infirmieri și cu femei de servici și cu șeful de secție și cu doctor și cu Domnule, a rămas surprins. Mie dacă mi-ar da 100 de milioane pe lună, 10.000 de lei pe lună să fiu infirmier la ortopedie, eu n-aș lucra. De ce? Doamne, maică, domnule. E batalion disciplinar acolo, domnule. Păi gândiți-vă că sunt bătrâni. Ce-am văzut eu în, în salon la mea, nu era cea mai tânără, avea 75 de ani. Și cea mai în vârstă avea 95. Deci, ca să vă dați seama. Și erau și femei care erau plinuți. domnule, ca să-i schimbi pe că toți erau care cu picioare rupte, nu poți. Să-i schimbi pe erau operat, da. să mă imobilizați, să-i duci la toaletă. Ușa de la toaletă era atât. Căriciorul cu care trebuia să intri în toaletă era atât. Când trebuia să intri cu bolnavul în toaletă, că am distrubit, problema la Consiliul Județean, fă la președinte și am vorbit domne, trebuie să facem ceva, că nu se poate. E un chin pentru oameni. Trebuia să vină o asistentă și o infirmieră pentru că ce era? era o asistentă și o infirmieră pe tură. Domne, dar cum să lași o singură infirmieră pe tură la uh, 30 de oameni? Și o singură asistentă? Și o singură asistentă. Hai că spui că asistenta îi face tratamentul, injecția. Dar infirmiera duce tot greu. Domne, infirmiera spală, infirmiera uh, schimbul lingeriei, infirmiera uh, schimbă bolnavul. bolnavul, bolnavul da. Dumne, sau să ducea și mai aducea de la bloc operator. Acolo când mergeam, stăteam câte patru ore la soacră mea, că era ora de vizită și mergeam în fiecare zi cu nevastă mea. Cât nevastă mea dădea de mâncare, eu dacă mai bărbăreț, mă duceam și eu să văd care e treaba, care e diferența între piatra și Roma. Domnule, ce la Roma, ce la piatra? Și care e diferența, domnule? ați avut un în, în, în primul rând, diferența între Roma, Roma și piatra este următoarea. La Roma sunt salariile mai mari, la medici, asistenți și infirmieri, decât la piatra neamț, iar luxul în spital, ca să spun așa, adică condițiile în spital sunt mai bune la Roman ca la Piatra Neamț. De deci la Piatra de... Neamț nici salarii nu sunt mari și nici confortul nu este bun. Dacă vă duceți la spital la Roman, mai ales acum că s-a lucrat pentru acreditare, că săptămâna asta mi se pare că vin la București pentru acreditare, Domnule, sunt spitale universitare care nu arată cum spitalul Roman. Ceea ce e un locul bun extraordinar de bun, extraordinar de bun un spital să hotel de 5 stele cum e la noi. Cu bandă de aia pentru orbi, pentru persoane nevăzătoare. Adică unde vezi tu? Rar când vezi așa ceva. Asta ar trebui și pe trotuarele din România să fie bandă pentru nevăzători. Așa este, da. Pentru că asta e situația. Și ei sunt ai noștri și avem nevoie Nimeni de... nu și-a dorit, domne, să aibă probleme de sănătate și mai ales probleme din astea care... Ferească Dumnezeu. Și de asta v-am zis. Și le compătimeam niciodată. pe ea și tot le spuneam, domne, și ce ar trebui? Cu, cu ce să vă ajut eu? Domnul Cazan, dacă ați să ne ajutați să mi susțineți și pe noi, de la Consiliu ca să aducem, să aduceți finanțare, să renovăm și noi aici, să arătăm, domnule, parcă era tras cu mitraliera pe la acolo. Adică era sărit, cum merge cu căricioarele și cu aia, dacă erau ușile mai înguste, când vineai cu, cu, cu patul ăsta cu rotilii, intrai în marginea de la ușă, o sări bucăți, tot, nu erau colțari făcute cum trebuie, în fine. Și am zis, domnule, ridic problema la Consiliul Județean. Dacă nu primim finanțare la Consiliul Județean, personal mă ocup să -ți fac uh, strângere de fonduri de la prietenii mei, prieteni care m-au ajutat permanent și când am avut grijă de familia de văduva cu patru copii, m-au ajutat să îi cumpăr tot ce au avut nevoie, nu au lipsă nimic, așa o să i spun, domnule, haideți să facem și acolo secția de la ortopedie. De deci, ce? Uh, am prins așa milă de ceea ce am văzut acolo și ce am văzut la Roma. Și am domnule, nu se poate Roma, Că nu la chiar județ așa. să să fie în halul, halul de pe lume și la Roma să da, fie. Da, asta am zis, Haide domnule, județul și județ. pentru mine ca și consilier județean, eu 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 o rușine. Cu directorul de acolo ați vorbit? Până păi am vorbit cu directorul de acolo, am vorbit cu un doctor care este în consiliul de administrație. Domn director nu l-am găsit, Bă. Domnul riesc, eu când vineam acolo Filimon, Ah, domnul Filimon este membret, dar da. zic, un medic în consiliul de administrație este unul dintre ei era domnul Bararu, nu știu dacă mai este. Domnul Bararu nu mai este nu mai și a intrat domnul doctor uh, uh, Robert... Uh, În fine, un alt un alt medic. Da, un băiat tânăr, Acum, un doctor extraordinar, or ortoped. Sistemul medical din Ghergel. România. Gergel, Gergel, da. Sistemul, da, Ghergheal. Da, da, da. Sistemul medical din Sunt România. Sunt cei doc, doi doctori despre care se vorbea or din sondaj. Orto ortoped și... Ortoped și da. care -au pus mâna doi, niciodată pe. Doi pilim. medici ortopezi, nu știu dacă domnul Caranfil mai este, apropo unde este și domnul Caranfil, și domnul Popoviciu care da. nu sunt judecați în marele dosar de corupție de la ortopedie, așa cum da. este cunoscut și așa cum l-a făcut cunoscut da, presa. Da. Însă sistemul sanitar din România, sistemul medical e în suferință, este clar că este suferință, iar cauzele sunt multiple. În ceea ce privește Spitalul Județean de Urgență Piatra să apropo de modul în care este gestionat, să știți că Ionel Arsen a făcut și lucruri bune, adică nu, ceea ce mă privește, uh, pot să spun că Ionel Arsen a făcut numai rău. Ca orice om, faci și bune, faci și rele. Ionel Arsen poate fi privit din diverse unghiuri, dar unul dintre lucrurile bune pe care l-a făcut Ionel Arsen fără doar și poate este când s-a implicat și atunci a fost de apreciat faptul că s-a implicat și în urma intervenției lui, Acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, s-a schimbat meniul la, la Spitalul s-a schimbat meniu. în bine, da. pentru că asta am vrut să spun. Era o mâncare cum să zic eu, așa o bătaie de joc ca să o felie și o, o și o felie și într-adevăr a intervenit și și din unul intervenție... s-a făcut trei Da, mâncare mult mai bună și am văzut da. Că da. Da. Și acum că managerul spitalului prezintă fotografii pe rețelele de socializare da. ceea ce și este mă uitam și bun. la soacră mea, doamne, dar ce mâncare li dă, dar de mâncare eu, e destul e un lucru bun, dacă da. sunt și medicamente sunt și medici și mai și niște condiții de igienă în special, condiții. nu s-au și o secundă de Domne, adun faș fasă, adu-mi uh, pastila aia, adu -mi aia. Nu. E, așa trebuie să fie. Asta vă spun. Nimic. Să fie? Nimic. Dar știți ce mai lips. Așa cu schimbat rău. Schimbat la timp. Tot, tot schimbat, vorbeam cu soacră mea. Și-o zis, măi, dar aici e mai bine, măi. Acolo la Roman, dacă făceam pe mini, mă lăsa câte patru ore de să usca, de să făcea lut pe mini. Probabil că n-aveau infirmieri uh, sau cine știe. Dar, uh... Așa, și erau două infirmieri, mi se pare la Roman aici una singură și numai când, când, numai când striga uh, o infirmier uh, Dom'le, imediat venea, o schimba -ar imediat. Ar putea să fie vorba și despre me vechi, ce să zic, uh, acum uh, pe de altă parte se și știa despre cine este vorba, despre pacientul cu pricina, că na, era noastră, poate să i acționa dar și nu, nu, dar nu se întâmplă Însă... mai numai cu mine, cu toate pacientele de acolo. Nu? Însă... și vă mai spun o chestie, la Roman, nu iertați că că mă iertați că vă la Roman am adus-o, și am stat o patru zile și după patru zile îmi spune cu fractură, cu pierdea și sânge, că era fractură internă. Nu era fractură deschisă. Închisă. era închis. închisă. Da, ea nu era deschis. Bine. Şi, și zice, domne, dar nu operați? Nu, domne, că are hemoglobina, trebuie să-i mai vedem cât are și așa. Bine, un pacient în vârstă trebuia să vadă da, la mă înțeleg, care este mă înțeleg, dar fica mea este medica la Târgu Mureș și am stat de vorbă cu ea non-stop și ea cu alt doctor și aia. Și o domne, o fractură de asta se operează la un om bătrân în 48 de ore. Pentru că în momentul în care ai pierderi de sânge poți să faci tromboză și -o poți duc chiar Pot interveni inter să... complicații. Să mori cât s-o rup picior. Cic, băi, da și voi dai și-o murit. O făcut abc -ul. Cum? Eu cu o rup picior. Uite așa. Când am văzut că domne nu operează, că nu o duceam domne la piatra mea Ați avut-o întâi... Am avut la Roman aici. Când am văzut, domne, nu se poate așa ceva. Și am început atunci și eu să mă agit. Fică mea, dacă era doctoriță și ea, e doctoriță, îmi da și ea telefon. Bă, unde să o Mai să mergem la Arcadia. Mi s-a recomandat la Arcadia. Când dau telefon la Arcadia, și dacă veniți azi cu ea, îi facem analize și mâine o băgăm în operație. Oleu, dar cum de ăștia o ți mai ține până luni? Că spunea domnule, să mai stai de joi încă până luni da. și mai facem o analiză. Și am zis, domnul doctor, nu te supăra, dar până luni s-ar putea să nu mai ai ce opera. Că soacră s-ar putea, doamne ferește, să moară. Cum mai până luni? Și ăla la Arcadia am zis că a doua azi cu mâine operez. Adică se putea interveni. Adică se putea, da. Cât la Arcadia era o sumă La Arcadia. Și dau telefon să-mi facă calculația, tot, absolut. Și vorbesc înapoi cu doctorul. Cât credeți, domnule, că mi cerut? Nu știu. 47.000 de lei. Adică 470 de milioane de lei. 470 de milioane. 500 de 10.000 de euro. așa, Pentru o operație, de milioane. operație de femur. O operație de ruptură de femur cu tijă și cu proteză. A zis că pune și proteză. Dar asta în zis... sistemul de stat gratuită, știți, nu? Dar da, dincolo stat. era la privat, era la Arcadia. Fică a asta așa, n-are rost să-i pună proteză. Nu are de ce, are 88 de ani, cum să-i pună proteză, nu? Nu că trebuie proteză și nu. Domne, dar 470 de milioane n-am să dau în viața mea, că doar nu mai nu, nu se poate. Domne, operez, nu. Bun. Atunci am început și eu și am dat telefoane, că asta e situația. Ca în România. Ca în România. Și am rezolvat la, la Piatra Neamț. Am vorbit, o trimis salvare, tot, absolut. O venit joi salvarea, o ridicat-o de la spital, o dus-o la spital, au făcut analizele când au ajuns la Piatra. Vineri dimineață, la ora 8 dimineață, soacră mi-a intrat în operații, domne. Da. Și nu era urgență, că la Roma spunea, nu mai urgență, domne, cum să nu fie urgență, domne? Orice bătrân este o urgență. Că da, da dacă era, că de asta v-am spus că era fractură închisă, dacă era fractură deschisă, tot nu operai? Că, pe, pe, o, că pierdi mult sânge, că lua niște medicamente. Da, 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 da. De, da, coagulare. De, de, de coagulare, anticoagulare. Da. Dar știți ce voiam să vă întreb apropo de subiectul ăsta? și este simplu. Domnule, ce se întâmplă într-o altă situație similară unde nu avea cine să intervină? Ce facem cu oamenii simpli care nu... Simplu, un bătrân care are copii plecați în străinătate, care, care nu are copii... Mare bolnavă, domnule. Eu cred că este și interesul. Nu am nicio treabă, Dumnezeu să mă ierte, dar eu cred că... Deci dacă eu cred sunt că niște copii... Ați Când ești bătrân, fi -mi mea mi-a de la Târgu Mureșov fază care a rămas surprins, a venit o femeie tot așa noaptea la 72-73 de ani cu ceva probleme cu indigestie, cu hemoragie internă Inferne, da. la stomac nu? și a zis doctorul, ea era stagiar atunci domn profesor știți uite așa, 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 câți ani eri? 73 se duca ca să nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva ce a făcut fiica mea? Mai era încă o doctoriță venită de prin America, dar la Târgu Mureș, la Târgu Mureș, universitar. Era fiica mea, l-o chemat pe de acasă și mai era o doctoriță venită de prin America, din Chicago, lucrat și făcea, nu știu cum, avea ori care îi făcea de gardă acolo. Și au zis, hai să încercăm noi să facem ceva. Și domne, ce au făcut, ce nu i-au făcut acolo? O salvat-o. O salvat o domne. Și dimineața la ora 8 au venit copiii la bătrână și au mulțumit lui. Și încearcă să. Fiindcă mi zis așa, domnule, la câtă școală am învățat, eu n-am nevoie, domne, ca să iau nimic de la nimeni, domne. Cum atare mă jicnești dacă încerci să-mi dai ceva mie. Bine, sunt Știți că e un, modul la noi. Nu, cu... nu, iar are o vorbă, zice așa, dacă iei de la sărac, dacă iei de la sărac e păcat. Și dacă iei de la bogat, te faci sluga lui. Și e foarte bună vorba ei. Eh, apropo de luat, uh, uitați că nu e legendă, ce vă spun eu este real și o să trecem imediat la un alt subiect, dar sănătatea, știți cum mine interesează pe toți și sunt niște subiecte care extrem de sensibile, care ne afectează la un moment dat sau care la un moment dat al vieții noastre cu siguranță ne-a afectat, că toți am avut probleme în familie, Corect. poate noi personal sau părinții și am văzut într-adevăr în anumite situații sunt oameni, că de asta nu putem generaliza, sunt medici extraordinar de buni care se ridică, sunt asistenți, în foarte în bun, nicio, asistenți. În, în nicio, exact, este sunt, pot în și unii, ca și în ca și, în la și în poliție, și în, armate, și în armată, și în afaceri, și oameni oameni în orice. Fără doar și poate. Însă, mă aduc aminte, în urmă, cu vreo 8 ani, când era un dezmăs total, și nu este poveste ce vă zic eu, uh, mi-a povestit un domn ca și noastră care avea soac, mama, o avea internată la pediatrie, la, ped la ortopedie, pardon, tot așa cu femur rupt, grăuță a căzut și a rupt femurul și s-a intervenit, s-a intervenit cu atunci se practica și salariile erau mai mici. Erau salarii mai mici atunci. În fine, mi-a și povestit cu un domn doctor care încă, cred, că nu mai este pe acolo. Mi-a zis că a ajuns la 20 și ăsta atât dădea din cap, mai pune și ăsta era polițist, domne, atenție. Deci era polițist, nu care, cu... care, dădea. care dădea. Deci, bă, dacă mai pune, mai pune. Și a pus până la vreo 30 de milioane. Yeah. I-a făcut operația nu extraordinară, că a fost nevoie să ducă pe la Târgumură și a rezolvat-o pe acolo, însă mi-a povestit și omul foarte serios, zice Daniel. În acela salon mai era o bătrână într-o comună din zona Romanului. Nu avea copii, nu avea rudă, nu avea nimic. Stătea acolo de vreo două săptămâni, că el a întrebat o dar ce mama e cu... A văzut că îi mai dădea ceva de mâncare, un, unii alții o ajutau. Ce? Păi uite, de la, cred că gândinți, sacna, pe aici, pe undeva. Și cine ne urmărește din zona aia din primărie și știu cazul, ar putea să confirme că, repet, chiar mă pot interesa și să aflu, să prezint povestea cu toate elementele. Zice Daniel, o țineau acolo pentru că nu avea bani de șpagă. A luat el treaba în mâini, era un, un tip din ăsta mai băgăreț așa, a vorbit inclusiv la primărie, aici în zona romanului, cu primarul, cu viceprimarul și a zis, băi, eu pun atât, că atât îmi permit, că am și eu pe ale mele, cât mai puneți voi? Și au, au pus, oamenii din primărie au pus bani ca să facă necesarul pe care îl cerea doctorul respectiv. Deci e vorba de un act, deci vorbim despre un polițist. Deci nu este poveste pentru că omul ăla... El el a încurajat, domne. Dar n-avea ce să facă, P n -a -a ce să facă, ce să facă. Uh, femeie acolo. Domnule, vreți domnule, să mă, mă credeți că eu n-am dat niciodată șpagă în domeniul sanitar? Domnule, ar fi trebuit să dea o pagă cu cătușe, cum se spune. Iar știți? la soacră mea, nu ținea de patru zile că trebuia să dau ceva. Nu, sunt sigur de asta. Și eu sunt sigur că dacă vreau să dau, nu lua nimic de la mine, nimeni. Unde, mulți, se, se gândesc că dacă nu dai, nu. medicul nu-și face treaba. Nu, domnule, e o greșeală ce? fatală. De deci ce îi sfătuiesc pe toți. Nu mai dați bani la doctor, pentru că, eu vă spun sincer, doctorii au salarii foarte bune. Ei sunt mulțumiți, ei mi-au spus. Domnul Cazan, am salari foarte bune. De ce să mă mai pătez eu cu 100 de lei, cu 200, cu 500? Nu am de ce, domne. pentru că riscul este foarte mare în ziua de azi. Sunt salarii, într-adevăr, foarte mari și ei nu câștigă. Sau cei mai mulți dintre ei nu, nu că câștigă foarte mai mari. Sunt zis... salarii S destul de buni ca domne, să trăiască nu, bine. În, compa nu? în comparație cu, se, cu ce se câștigă România, sunt foarte mari. A, în comparație cu ce se câștigă în România, da. Dar ei mai câștigă, mulți de ei câștigă și din privat, pentru că au tot felul de convenții, A, au tot felul bine de înțeles, înțelegeri, bine, prestează bine și bine. la clinici private și așa mai departe. Drept pentru care, cum spuneți noastră, mulți dintre ei, într-adevăr, nu mai pretează și refuză astfel de atenție. Până la urmă vina și scumia, adevărul este pe la mijloc. Eu, și sunt cazuri, au fost un, un medic de la tot, de la ortopedie de la Pietra s-a dus la Domnul Dumnezeu să-l ierte, el a fost prins judecat, condamnat cu suspendare pentru că a luat mită, condiționat actul medical, pentru că și aici este de discutat. Domne, una e când vine omul, ce drept, dar omul ăla n-ar trebui să se ducă, domne. Ia. Dar grav este când este condiționat actul medical. Când spune medicul, bă, dacă nu dai, nu, no, no, aici, și aici mecheri... e, e pus pe față. Exact. Și mai mechericul... Dacă, ai cerut. Cu, cu tige, dacă vine el să spune, domnul doctor, ia o sticlă de apă de la mine că îmi place din matar, că ești Nici aia n-ar no. trebui să existe. Dar no. e altă dar discuție. dacă vrea el. Vrea să o da, dar... da. Dar nu că vrea unul, dă 50 o... de milioane la doctor. Nu cred că e niciunul care vrea să dea și el 50 de milioane la doctor. P nu știu ce să zic. E, să știți că știți dumneavoastră cazuri, știu mulți dintre cei care ne urmăresc, situații în care uh, mi-au spus apropiați de ai mei din familie că au ajuns în salon la internare urma intervenție chirurgicală și deja alții care au venit după, prima întrebare care era cât, cât e, cât dăm, cât dăm. Așa e și la pedi pediatrie. La eu cred că asta e acum mulți ginecologie, ani. La... Da, eu am înțeles și, de, și mai uh, chestiuni mai noi, dar nu, mai Eu răuții. vă spun sincer, eu n-am mai auzit în ultima perioadă pe cineva să dea ceva la doctor, la tău. Nu, acum eu vă spun, eu am auzit pe doctor, cunosc foarte mulți doctori, Ultimul caz e cel de acum câțiva ani, cei drept, e în instanță, cred că sunt 4 ani, 3-4 ani, 5 ani cu ortopedie la ortopedia de la, mai mulți medici de la ortopedie de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Amției, se dosar în desfășurare acolo, sunt judecați pentru faptul de corupție, bine, acolo sunt și alte manevre, anchetatorii nu au vrut să vadă alte lucruri, se câștigă, să știți, foarte mult se câștigă în zona asta și de la anumiți medici, nu toți, de la furnizorul de astfel de de tinge, de medicamente, medicamente de etic, Acolo sunt afacerile și mai mari. Da, dar este tinge. o altă altă poveste. un medical când adică, se cumpără câte un uh, computer tomograf, uh, astea sunt alte discuții. Și acolo avem uh, astea sunt businessuri, dar a, grele. Au operau o, o persoană și ai ceri o sumă de, alea nu sunt business. Acum să fiu să fiu sincer uh, am avut și o probleme, că nu se naște nimeni sau nu suntem perfect sănătoși tot, toată viața și nu mi s-a cerut, nu mi-a nimeni niciodată niciun ban, m-ar Dumnezeu să spun. Și la așa. Mine la fel, Dar am auzit, dar vina este, repet, din punctul meu de vedere, mare parte din vină o poartă și pacienții, pentru că ei insistă de multe ori și se duc lare efectiv, peste medici, prin birou, ia, bagă, ia, îi bagă, îi ține acolo, că mi-ai făcut treabă, deci insistă să dea această... Acolo e vin, va pacientul, nu-i doctorul. Păi, pacientul ar trebui să știe că și darea anemită se pedepsește păi. la fel ca și luarea mită, așa că dacă nu ți se cere sau dacă ți se cere, te duci și reclam lucrul ăsta, că nu e normal să ți se ceară, să ți se condiționeze actul medical, dar dacă nu ți-a cerut nimeni nimic, te duci tu ca să dai... Mi-aduc aminte că un, unui de, a, de a soții s-a dus la Târgu Mureș, l internat fiicul meu acolo, trebuia să-i pună apărat la inimă și l-a urmărit pe un doctor ca să-i dăie și el ceva în buzunar și nu putea să-l prinde. Și ăsta e zis. Fugea. Da, și eu zis lui fică mea. Și eu zis, băi, vezi că unchiul vrea ca să-mi dea ceva. Puneți să-și vadă de treaba lui că eu nu iau nimic, înțelegi? Și eu spus să, ficmea. mea. Băi, nea, Nicu, nu mai e cu tari că se supără doctorul. Bine, bine. Și l-o prins odată când cobora scările. Și... Când eu băga bani în buzunar, asta o dat să și o rămas cu buzunarul în mână. s-a rupt buzunarul în buzunar. domne, ți-am spus să-ți vezi, acum. Acum un caz aparte care cu siguranță nu face cinstii brezlei, fără doar și poate și mulți medici am văzut că sunt împotriva a ceea ce a făcut doamna, de la, doamna doctor de la Suceava, cea de la oncologie. Acolo mi s-a părut șefa secției oncologie a, acea femeie, dacă este vinovată, n a trebuit să mai profeseze în viața vieților ei. Să ieși pagă de la un bolnav de cancer, mi se pare crimă curată. Adică nu că nu mai crezi în Dumnezeu, dar nu mai crezi în nimic. Ești un nemernic din punctul meu de vedere. Și doar așa să trecem în. în aceasta de pun un jurământ, casă. doar când. Jurământul ca jurământul, dar de la cine cer pagă, domnule? Una să cer de la un patron, zic să o luăm și așa, unul care și-a rupt un picior și știi care nu ce firmă, dar să știți că. Da, e, e lui. care, care cer pagă. În Eu... momentul în care cei bani de la unul care are bani, e sluga lui. În momentul în care cei bani de la un sărac, înțelegi? nu mai exclu, ești stăpânului pe vecie. Deci uitați la Suceava ca fapt divers, 62 de șpăgi într-o săptămână în spital, plus cașcaval, miere și brânză, deși câștiga 5.000 de euro pe lună. Domnul rușinos. Dar repet, este un caz izolat din punctul meu de vedere, că nu cred că există astfel de situații, mai există astfel de situații în, în țară. Este vorba de Ei, doctorița, da. doamna șefa secției oncologiei de la Spitalul Județean de Urgență Suceava, care a și fost reținută o perioadă. Dacă este unul în țară, pe de presă. Da, trebuie... Dacă este, este un caz în țară, pe el presă. Trebuie... Trebuie prezentat, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem că sunt foarte multe unități medicale și medici unde se, se fac lucruri așa cum scrie la carte, lucruri bune. La Târgu Mureș, de exemplu, eu nu am auzit și am avut membrii de familie care au ajuns pe acolo să li se ceară, să li se impună sau să dea. Care, să dea la spitalul de Târgu Mureș nu e luxul de la roman, adică da, da, condițiile, în schimb, dar, în schimb, dar sunt bani. specialiști care... Te fac și să când mai... te duci în spital, ai nevoie în primul rând să ai specialiști. Că... Dacă nu ai specialiști, mori. Și aparatură, da. Așa este. Și aparatură și să nu ai uh, pioceanic, să nu ai... Uh, iar nozocomiene, microbi de ăștia, și iar nozocomiene, cred că sunt la Târgu Mureș mai mult mai mulți decât la Roma. Da, sunt uh, cazuri multe de infecții nosocomiale la Târgu Mureș și fără doar și poate Hai și mai multe de. decât în județul Neamț. Dar, dar, să știți că și județul Neamț, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț e o situație, sau ce puțin acum vreo șapte, o luni, era o situație dezastroasă din punctul meu de vedere. Păi tocmai de asta Identificați... vrem ca să facem spitalul nou la Piatra Neamț. Pe vrem noi, dar să și reușim. Haideți să trecem la ultimul subiect al uh, serii, doamnelor și domnilor, puțină politică pe zona asta, că sunteți un politic și vedeți ce se întâmplă la centru. Eu mă simt așa, de mult timp mă simt uh, ca fiind o bătaie de joc, ca, ca și cetățean în acestei țări. Uh, m-am cam hrănit, cum spune românul de prin zona asta, m-am cam săturat, însă nu avem ce face, doar putem să comentăm așa, să tragem niște semnale de alarmă și nu pot să nu observ bătaia asta de joc uh, din ultimele zile cu ce facem cu pensiile speciale, dar nu facem Nimic le tăiem, dar nu le tăiem. Nu pot să nu observ faptul că ai noștri se plâng că e o gaură în buget de vreo 20 de miliarde de lei și hai să luăm măsuri. mai 10 cum... miliarde, acum a da, ajuns la 20. 20. Așa spun, 20. Numai cumul, uh, renunțăm la cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar. A, ah, nu se poate că este neconstituțional. Și am auzit azi dimineață ca să vedeți ce bătăie de joc. Dar pe vremea lui Băsescu era constituțional. Era constituțional, dar discutăm și despre asta imediat. Am auzit uh, la știri, ca să vedeți unde este Neghiobia și de ce să nu ne mai întrebăm de ce pleacă oamenii capabili în această țară. Mai rămân capabili, dar mai puțin ei că dacă ar fi capabil pe sus, pe acolo, n-am fi în situația asta și n-am fi o bătaie de joc noi în marea masă a cetățenilor. Uh, am auzit că pregătesc niște măsuri, noi măsuri pentru tot pentru sistemul privat. Deci încearcă să pună șaua tot pe ăștia care mai produc ceva în a, România. Tot măgarul care pe, îi trage, tot în la bat micro-întreprinderi. Deci, impozităm, ci că supraimpozităm veniturile mai mari de 25, salarii mai mari de 25.000 de lei în România. Dume, da, o pentru fi? că e mai mare în decât salariul președintelui. Da, domnule, într-adevăr, dar în sistemul bugetar e o netremnicie ne să ai un astfel de salariu. Șefa și numai șefii de la Hidroelectrica, de exemplu, o companie de stat, au niște salarii de te sperii. La Neamț... Are 25.000 de euro. Are La Neamț are 17.000 de lei pe lună, 18.000 de lei pe lună. Șefa de la sucursale hidrocentrale Bistrița este a, o sucursală a Hidroelectrica. 17.000. Dar, dar sunt 18.000 de lei aproape. Sunt. Da, bank, dar știți din ce cauză Pentru că pe sunt instituții nu sunt instituții bugetare, sunt instituții care produc. Sunt companii de stat, dar nu... Da, domnule, dar, statul... de stat, dar ea produce. Domnule, și dar... dacă ea produce, dacă ea produce plus valoare și are de unde să dea salarii, ei dau domnule, salarii. puțin, că ceea ce exploatează ei în momentul ăsta, hidroelectrica, vorbim de niște, niște, bunuri care au fost barali, ale, și sunt ale statului. Da. Dar rețeaua asta de hidrocentrale și așa mai departe, nu au pus-o ei pe picioare, domnule. Sunt bunicii de care își bat unii joc acum și o moară prin spitale. Da. Sunt cei care nu au cu ce 10 trăi. Cum adică, tu ai dreptul, tu, tu de fapt administrezi un bun al statului, o afacere a da, statului. Da, da. Dar nu-ți permite asta să-ți faci un salariu nesimțit. Că nu ai ridicatul acel da, da, statului, Atunci statul poate să-i pună Peste... un, uh, un plafon. Pe păi, acolo spre filegile, domnul. Pe păi, aia despre... aia. vorbim Păi adică. nu știți din ce cauza se întâmplă treaba asta, pentru că acolo majoritatea sunt oameni angajați politic. Iar din salarul ăla de care îi spuneți dumneavoastră, cotă parte este de la partid, domne. Oare? Păi dumneavoastră credeți că l-ați cu toți banii acasă? Poate în trecut nu. Poate, eu vreau să vă contrazic Cum? și vin cu următorul argument. În trecut când partidele nu erau finanțate de la bugetul de state aveau o problemă. Partidele aveau o problemă cu acești bani pentru că au nevoie de bani pentru diverse. Aveau nevoie pe vremea aia pentru găleți, pentru lei, pentru amituie alegătorii. Acum partidele, partidele, acum partidele politice da. parlamentare, cele care sard pragul, da. Primesc subvenții de la stat Așa. și sunt subvenții colosale. Sunt niște sume da. foarte mari. Cu care cumpără presa centrală, nu alucat. Cu care cumpără presa centrală, cu care plătesc diverse... O să vă spun în curând să vedeți ce sume sunt. Plătesc politicienii noștri, nu ai noștri că nu sunt ai mei, politicienii în această țară, din banii pe care îi primesc de la statul român. De exemplu, prețele de socializare. Sunt niște sume colosale. Să vedeți da. cu ciuc, PNL, PSD, usr -ul pe da, și cu drulă, pe cu banii pe care ea îi, îi, bagă în rețele de socializare într-o lună, cred că ar putea lejer, zic eu, să, să, întrețină un cămin de bătrâni cu câteva zeci de persoane acolo. Dar este o altă poveste. Da. Aia sunt bani separați. Da, da Eu vă tot întreb ceva noștri. din sumele alea colosale pe care le primesc partidele politice. Dumneavoastră credeți că în teritoriu se trimite un ban? Nu cred niciunul din contră eu cred că din teritoriu din, din teritoriu tot... cer... se trimit nu? bani așa este da deci din teritoriu se trimit bani la București iar ce se primește de la uh, bugetul statului rămâne la București deci nu primește nimic nimic iar în campanie electorală credeți dumneavoastră că dă bani de la București în teritoriu. Nu no. din teritoriu se strânge fiecare cât are dreptul ca să cotizeze, că acum ai niște limite, înainte era fără număr. Mai plătești cotizații? Eu nu am plătit cotizații deocamdată. Nu. Da. Că știu că la fiecare partid plătești o cotizație. Se plătește cotizații la noi, dar eu n-am mai plătit cotizații după de ce am plătit din partid. Bă, dau afară, să câștigat procesul, v-a supărat, nu mai dați să plătiți cotizația. Păi n-am mai plătit cotizații pentru că nu au venit hotărârea judecătorească. <laughs> Așteptați hotărârea judecătorească. Aștept hotărârea. Da, asta este, aș putea spune, forțând cumva lucrurile, dar nu greșesc, vorbim despre o mafie politică în, în fond și la urmă, pentru că, cel puțin pe gestionarea Am acestor. Zis, dar politica a fost întotdeauna. Este, și pe dar, vremea Domnului nostru Iisus Hristos era politic. Nu sub, se poate fără politică. Este sub controlul nostru al cetățenilor, iar noi putem democratic să-i sancționăm. La noi ce ar trebui să se facă ca să îndrepte treaba în țară? Să scadă procentul pentru cei care candidează independent undeva la 2%. Ca să intre mai mulți independenți. Ați înțeles? Deci în primul rând, domnule... Consilii locale? consiliul locale, consilii județeni, parlamentari, uh, parlamentari deputați, senatori, să fie 2% sau 2,5%. Cum era la Parlamentul European? Vâng. La Parlamentul European nu trebuie să ai 5% ca să intri Parlamentul european independent. Trebuie să ai undeva 2,5% sau 3%, nu știu. De ce? Pentru că este una să fii o persoană și alta să fii o instituție. Deci eu, ca persoană, dacă obțin 2% în alegeri, am dreptul la un post de consilier local. Da? Independent. Partidul, dacă obține 5%, așa, are dreptul la un consilier în consiliul local. Dar el face parte uh, dintr-o listă. Lista este de 20 de oameni. Este un organ, uh, este un... E, e o politică tot, a partidului adoptată e cineva care dă, care dă direcția da, acolo, de ce? Da. Să dăm șansa și oamenilor valoroși dintr-o comunitate să poată să acceadă, pentru că poate, poate vor și ei să acceadă. Să spună cuvântul acolo. Să spună cuvântul la masă, al Consiliului Local sau al Consiliului Județean, dar el nu are bani cât cere partidul. El nu vrea să fie pe listă cu x, y, z Vă dau un exemplu. Eu sunt uh, profesor, da? Și spun, domnule, eu vreau să candidez, dar nu vreau să fiu pe listă cu. Vasili Costică și Maria. Dici, pentru că nu mi place mie de unul din ei. Și atunci eu candidez independent că sunt capabil și îmi fac campanie singur și am voie la un buget pe care să-l cheltui, uhum. să mă încadrez în el. Dar când trag linia la numărătoarea voturilor, dacă am 2% să pot să acced în Consiliul Local. Bun, nu se întâmplă niciodată treaba asta. Păi nu se întâmplă să... pentru că nu vor, dar aduceți-vă dumneavoastră aminte aminte înainte de 2000, chiar după Revoluție, când au fost primele alegeri. Acest vă aminte am că au intrat partide și cu 1,5, cu 2 la 100, au intrat Da, în, până s-a ridicat la parlament. Prag, pragul, de 5, a fost prag de 3. După aia a, a fost pragul de 3 pentru un partid și după aia țărăniștii, când au fost la putere, au ridicat pragul la 5, când au ridicat pragul la 5, au rămas în afara Parlamentului. Ați ei. pierdut din politică, dacă tot vorbim despre asta, ați băgat mulți în, în, bani în campanii electorale? Dar nu-i vorba că am pierdut. Adică eu din, din politică n-am câștigat. Eu din politică am făcut un hobby. Pe... Mi-am făcut plăcerile. Eu când v-am întrebat oameni. că ați pierdut, v-am întrebat... Da, am pierdut, da, am pierdut. Am pierdut, pierdut banii bani bani bani. Adică da. nu i-ați dar n-am spus să-i recuperați, că n-ați fost deputat, n-ați fost nu, senator. Nu Și-i si recuperezi din, si, din indemnizația, indemnizația de consilier? o mie de ani. Iar în campanie a fost voi să băgați mâna în buzunar. Da, poate da, mai adânc, poate bine, mai Bineînțeles. Și până în campanie. Păi sunt atâtea acțiuni care le faci până în campanie. Pe păi am avut acțiuni care le făceam cu pensionarii și mergeam în timpul anului la mănăstiri. Câte două autocare de pensionari mergeau gratis cu mine la mănăstiri. Păi nu, nu, nu mă lau, dar au fost cheltuieli. Să da. Că au fost niște pensionari, au fost niște mănăstiri, s-au mai rugat. Poate da, eu ce să, vă zic? Da, asta le, exact asta le ceream. Dom'le, am o rugăminte la dumneavoastră. Nu, vă, nu mă votați rugați-vă pentru mine. Nu și era erau între ei care erau un pic care nu prea înțelegeau și spunea că ai văzut, o spus să nu-l votăm, deci putem să votăm pe cărpușor în continuare. <laughs> pentru el ne rugăm și pe cărpușor îl votăm. <laughs> da. uh, nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Să știți că este un subiect pe care l-am uh, programat, uh, să zic așa, pentru a-l discuta în această seară. Dar uh, am trecut cât de cât în revistă. Vreau să vă spun doar atât, că în uh, Cotidianul adevărul o să găsiți un articol extrem de interesant. Sunt niște subiecte pe care noi le-am dezbătut, niște lucruri pe care l am spus inclusiv eu de multe ori aici și invitații noștri. Articolul sună așa clasa socială a specialului în România este unică în lume pensiile speciale ca la noi la nimeni și sunt niște declarații ale unui domn profesor universitar Bulai, Spune ceea ce spune el este extrem de real și nu știu, chiar să aș fi curios să văd câte citiri are acest articol. Este făcut de o doamnă jurnalistă pe baza acestor declarații. Repet, a unui om care are cred că ani de experiență, profesor universitar, repet, și spune niște lucruri extrem de adevărate, niște lucruri pe care ar trebui să le înțeleagă, deși ei sunt sigur că le înțeleg politicienii, mai ales cei care sunt la guvernare, dar trebuie să pună și în practică niște, ah. niște chestiuni. Dar și nu doar credeți că... că ei nu înțeleg. Ei nu pun în practică, nu că nu înțeleg. înțeleg nu înțeleg, dar <hânt> vedeți voastră că mergând în ritmul ăsta... Auziți, să când pui că în practică, finalul, deranjez. Finalul este tragic. Va fi tragic. Domnul Morar, dumneavoastră înțelegeți foarte bine de ce politicienii noștri nu vor să pună în practică aceste legi cu pensiile speciale. Pentru că în momentul în care îi pun în practică legea asta cu pensiile speciale și umblă la ele, deja pierd. Cei care au pensii speciale sunt oameni influenți. Nu sunt oameni care nu știu să vorbească sau nu știu să citească. Nu, sunt oameni speciali. Oameni care au în spatele lor oameni, oameni care știu să influențeze oameni la vot și așa mai departe. Nu vor să și îi pună în cap un aspect, al doilea aspect. Eu vă spun un lucru. Cel care a lucrat în armată sau în poliție, nu pot să-i spui că e pensie specială, domnul. E o prostie. E, bă, asta e un sunt, domnule, sunt de pensii de serviciu, de serviciu domnule. domnule da, nu să-i să spui pensie specială. Dar atenție. Ei vii, nu sunt oameni speciali. Eu au fost militari și polițiști. Deci, în cazul militarilor, recunosc că nu am informații. Da. Nu știu dacă există pensii nesimțite, nu special. În cazul polițiștilor spun și am repetat și am și probat că există pensii nesimțite. Când spun pensii nesimțite... Dar știți de ce sunt nesimțite? La... Nu că sunt speciale. Vă da. spun eu de ce. La modul de, modul de calcul, domnule. Păi da, dar știți de ce? Deci Pentru că el în ultimul șase luni de zile da, domnule, da. Exact. a primit premă de asta, încă câte un salar, nu știu cum, majorat. Nu, 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 sporuri. Sporuri. Lucrează în nu, Sporuri, sporuri că vinea sâmbătă și duminica la serviciu și, nu și nu era mai. plătit dublu. Spor de permanență. Și mai avea și mai avea niște, niște sporuri de, uh, un spor se, care, de un spor care ajunge până la 50% Este pentru cei care fac lucrări de excelență. Pentru spor, excelență de da, spor de excelență, Așa, de merit. Ei, și ei în momentul ăla, ei nu mai ridicau, să spun, 10.000 salar. Ridicau 20.000. Da. În momentul în care lui vinea să îi calculeze pensia, îi lua ultimile șase luni de zile din... Îi lua ultimele șase, șase, luni de zile din... din serviciu. Și atunci spune așa, Domnule, cât au avut 200.000, păi ca să-i dăm, trebuie să-i dăm 80% din venit, da? Cât îi dăm? Îi păi dăm mii. Și de asta ieșau cu pensia mare, nu ca au pensii speciale. Sunt oameni care au lucrat în poliție domne. și în armate și au niște pensii. În poliție de sunt pensii. Sunt pensii sunt... în poliție. Da. da. Dar asta se dar întâmplă și... cu, virgulă, cei care au fost comandanți, care au avut funcții de conducere. Nu cu plutonierii da, majori, domne, că nu sporurile cu... astea de excelență au fost date cum au fost date, da, special ca să da, facă um, o pensie să mai mare, mai dar mare. este incredibil. E ceva de neacceptat să ieși la pensie cu pensie, cu, cu, să ai pensia mai mare decât leafa, domnule, cât ai fost în activitate. Păi dar leafa pe tu... lui pe ultimele șase luni n-a fost reală. Domne, domne, am găsit, așa este, Ați am, înțeles? Am găsit leafa lui a fost uh, 10.000 înainte. Un șef de serviciu da? de la poliția inspectorul județean de poliție Neamț, care în, când s-a pensionat în 2016 a încasat undeva la 10 salarii. 5.000, bine, nu, 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 a fost și cu sold de, sol de compensatorii, dar nu, mai, era cu sold de compensatorii. 10.000 de euro. A luat, nu, a avut, avea la fel lunară, cred că 5-6.000 de lei, iar acum are pensii de 11.000 de lei. Deci, domne dublu ceea ce nu este normal. Iar omul are 50 de ani. Deci la 45, 46, 47 de ani nu mai spun de situații în care unii care se îmbolnăvesc, mai ales cei judecați pentru corupție și condamnați, cum este cazul lui Cloșca, am mai spus. cloș Cloșca, fost un polițist de la birou rutier roman condamnat la închisoare cu executare, care e în penitenciar acum, el s-a pensionat cu un an înainte și are câteva mii de lei. S-a pensionat pe caz de boală, că nu avea vârsta și vechimea, înțelegeți? Dar legea îți permite să te duci la spitalul militar și spui că te doare pe ei, te doare pe ei, s-a umflat ficatul, s-a umflat dracu, s-a umflat aia și te-ai pensionat. Dacă ai fi bolnav, zic eu foarte bolnav, 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 cred că ea de la spital, de la penitenciar, ar spune mai du-te pe acasă, că poate noi nu putem să tratăm în sistemul spitalicesc al penitenciarului. dar Este o altă discuție. Vorbim despre filieră aici, da, alte da. lucruri da. care se întâmplă. Dar, într-adevăr, aceste pensii cele mai multe dintre ele nu sunt calculate corect. Sunt și polițiști care nu au acces și nu au relații bune cu șefii, să-i pună în turile alea la sfârșit de săptămână, să aibă spor de weekend, spor, naptă, băstă, spor de felă. Dar asta are pensii cum o cheamă, care eu și la și la pensii care vine pe la dumneavoastră. Domnul, pe că ele. rău nu știu. Dacă o să întrebăm. Mi se pare la Întrebați-l pe el, că eu... El a fost un om care... Dar nu cred eu? că are o pensie foarte mare. Păi pentru eu ce că vă zic? Nu are o pensie mare. Nu, nu i-a nimeni sport de excelență. Păi nu i-a dat nimeni. El a fost un om care doar a muncit și o căutat să apere drepturile polițiștilor. Dar vezi că și cu aparatul ăsta drepturilor a colegilor, Câteodată caz bine, câteodată o rău. Nu, domnule, l-au lăsat. Când ne-a fost, aveam mai, ne mai, mare nevoie de ajutorul colegilor, colegi pentru care a făcut foarte multe lucruri, l-au lăsat din brațe. Deci, efectiv, exact ca un câine din ăla pe care, -a, care ți-a fost credincios o viață întreagă și să-mi ierte, domnul Cănărău, această comparație. Și când îl vezi că e bolnav și nu se mai poate ridica, nu-i dai măcar o bucată de pâine. Bine, comparația e cumva da. forțată. Da. Dar a da. fost lăsat de oamenii pe care i-a ajutat la un moment dat. Cam asta este toată ideea. Deci, ce asta? zici, bă, nu mai gata de acum. Hai să ne dăm cu ăștia. Că, care? da, oricum ne dăm cu ăștia. Ați văzut foarte mult să plece din poliție? Nu. Că e rău? Ei tot spun. Unii mai spun că e rău, dar este rău din punct de vedere a ceea ce spune domnul Cănărău. Dar domnul Cănărău vine cu niște chestiuni de substanță, de organizare, de mod de lucru și așa mai departe. Dar să știți că multor polițiști le convine sistemul de minune. Leafa este leafă. Dacă ești pe bune, cu șeful, te duci când vrei, faci câte dosare vrei, mai mult nu le faci, ieși și nenea polițistul, ieși în stradă dacă ești la rutieră, îi dai lua la peste ochi, nu între ghilimele, bineînțeles, îi ai făcut amenda maximă, te ai, în fine, etică. Dar ca să închemă uh, ideea cu cei aici, cu aceste categorii privilegiate, să știți că sunt vreo șapte în România. După aia luăm judecătorii, procurorii, magistrații, vorbim despre ăștia, nu putem să-i facem special nici pe ăștia, domnule. Nu special. Puteți. Pensii de serviciu și el. Iar ei, dumneavoastră credeți că se lucrez la o instanță, credeți că e așa ușor? Nu, domne, nu vă dau un exemplu, instanța de la Roman aici. Domne, Fug judecătorii să vină la Roma la instanță, care, nu. Sunt, nu. Ca, ca, care sunt transferați aici, pentru că sunt mii de dosare, mii de dosare. și ce se întâmplă? Eu nu am spus niciodată... și Grefierii o spun... la fel, alea au din muncă sau stau în condiții. Deci, nu sp din punctul meu de vedere, e, e părerea mea personală, eu nu spun că aceste categorii nu ar trebui să aibă pensii mai mari, dar nu atât de mari, domn. Mie mi se pare o pensie de 30.000 de lei, mi se pare exorbitantă. Eu cred că un judecător undeva la 15, 16, 17.000 de lei... Eu zic altceva, ar plafonate domnule. pensiile. Să nu existe pensie mai mare decât salariul președintelui. Eu așa o văd. Și cred că e și constituțională. Adică președintele statului, domnule, este unul singur. Nu se poate într-o țară în care președintele, stat, președintele statului are 100 de lei salari, să vină cineva și să ia pensie 100 Domnule, da. lei. Dar președintele României da? net ia sub... Eu v-am dat un exemplu. Nu, mă gândeam acum. Ia da, de, mii de lei, mi se pare. Dar nu e, nu e net. Net ia mai puțin decât ia șefa hidroi... Hidro, ah, mai puțin decât mai puțin șefa, da, da. Dar Păi știți cât lua Daniela la Popa când era vicepreședinte la asigurări acolo, la controlul asigurărilor? 22.000 de euro pe lună. Nu vorbim de 22.000 de lei. Despre ce vorbim? Dacă se poate... Da, despre ce vorbim. Dom'le, dar e, v-am spus, e o instituție, poate are profit, are de un să dea. Dar în momentul în care ești pensionar, Domne face umbră pământului, la fel femeia de servici face umbră pământului cât face și uh, uh, șeful de la alta curte. Dar nu poți să i dai la amândoi, la fel că nu Dar amândoi nu, au da, cotizat da, la fel. Da, nu cred că a avut nimeni pretenția asta, însă e vorba de cu totul altceva, să nu discuția. Dar nu, nu poți să dai la un pensionar împarte. oriunde de, de unde ar fi el din orice sistem alocat, da, mai mult decât președintele da, statului. Corect. Uitați ce spune acest domn, mea, profesor sociologul Alfred Bulai, profesor universitar la SNS. Bulai, Bulai. Bulai. Deci, în orice, am zis Bulai, Bulai, în orice țară occidentală există sisteme de recompensare a persoanelor care își asumă riscul suplimentar în timpul vieții active sau suportă un nivel ridicat de stres. Uh, principiul pe care se merge însă este complet diferit față de ce se întâmplă la noi. Se recompensează persoane și nu categorii la grămadă și în plus există și riscul pierderii acelei recompense. Ceea ce am spus -o de nenumărate ori ca polițist nu e firesc, domne, să ai polițiști condamnați să fie în condamnați pentru fapte de corupție și să încaseze pensii de zeci de mii de lei. Domne, nu e corect, este ceva. Eu am cunoscut un polițist și știu și acum situația, dar prima dată când am aflat acum vreo șapte ani. De el a stat... încasează pensie, nu da, se dom... Pensie, domnule. Pensie. El era erau condamnat, el domne, încasează pensie. Era nu poți să-i oprești pensia. Dar, domne, dar el s-a pensionat și aici este. O, nu, o, nu, domne, s-a pensionat. S-a da, pensionat după ce a da? Înainte de condamnare. Haideți să facem lege și să spunem așa ce mai spus ori, vre vre -ați 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 zicea, domne domne, ai intrat în poliție, da? Semnează aici. În momentul în care te-am prins și ai fost cercetat și ai fost condamnat pentru luarea infracțiunii, favorizarea infractorului. Facem calculul cât ai câștigat tu de când ai venit în poliție și până în ziua H. Întoși banii înapoi la stat. Că ai la bani degeaba. Da, dar ar trebui să... Da, asta trebuie făcut lege. Ar trebui să li se da, taie? Dar nu poți să-i spui că nu-i mai dai pensii. Dom'le, o luat, o făcut, odres, o dres, l-o dat afară, l-o băgat nu. la pușcării. Dar, nu, dar, o... dar trebuie, să, trebuie să puțin. Nu. În America așa este. Ca polițist, dacă te-a prins... Dar în America e alte legi, domne. Le. Pe dar noi trebuie să inventăm noi, roata Uitați uita, uita, uita uita ce spune domnul Bulai. Da. Sunt diferite formule care funcționează în diferite țări. oameni care nu contribuie, dar primesc beneficii în plus, dar nu primesc un cadou cum este la noi. În Statele Unite, de exemplu, polițiștii, ceea ce am spus de nenumărătorii aici, au un contract în baza căruia primesc un salariu și o pensie la sfârșit, în funcție de cât a lucrat. Pe care pot să o piardă pensia dacă sunt găsiți cu vreo problemă. Pentru că nu e un drept decât în baza unui contract, nu unul care se dă în orice condiții. Deci, tu, dacă ești corupt dovedit, nu mai e pensia măcar întreagă, domne. Bun, înțeleg, nu lași pe drumuri, dar atunci nu vei mai avea atât de mulți polițiști corupți, corupți care cu tendință de a pune mâna. Dar faceți legea asta care v-am spus -o, eu să o facă și vă garantez că nu mai vine nimeni să lucreze la poliție. Da, Sau să vin câțiva. Voia să spun doar că Ce? problemele în țara asta sunt foarte multe. Iar salariul polițistului trebuie să fie salar, domne, nu trebuie să le iei în râs cu să să și... poată să-și asumi și el riscul. pentru că sunt foarte mulți polițiști care spun așa, domnule, de ce să mă duc eu să mă bag acolo, că am familia acasă, am copii, să mai te mai fac polițist, Păi nu te mai fac polițist Da, nu te bagi în operația aia. Nu Ești, parlamentar și vrei pensie specială sau primar? Păi, dar nu te fă primar, te să mă credeți că sunt parlamentar care nu vorbim niciodată? Păi, da, sunt în, în Parlament. Dar avem și din Nams care ne-au vorbit. Și-au luat câte 300 de milioane da, pe lună. Și? De ce să-i plătim pe aia? Păi, îi plătim pentru -i, ce? Păi, am pus eu, l-am obligat eu să fie, plus pensii speciale și alte privilegii. Dar vreau să vă întreb ce credeți că se mai întâmplă prin Ucraina, e ultimă discuție în această seară, și prețul la alimente că dumneavoastră aveți informații da. pe linia asta. Da. Prețurile la alimente s-au stabilizat, unii din ele chiar au scăzut. E vorba, de ce de ofertă? De ce nu scade prețul la carburant la noi în România? A mai scăzut în ultimele zile, să știți. A mai scăzut, dar foarte puțin. Eu vă spun de ce. Pentru că este cerere foarte mare. Atâta timp cât există, știți cum e piața liberă, cererea și oferta. Atâta timp cât există cereri, și la noi este cereri? Sunt multe tigăi. Nu. Sunt foarte multe cisterne din Ucraina care încarcă combustibil din România și îl duc la ei. Deci curios. Ei cumpără combustibil de la noi și îl vând la ei mai ieftin decât de la noi. Poate subvenționează statul cu Noi de obicei, când cumpărăm din altă parte și, cum, și vindim în România, vinim mai scump. Poate și în teatrul de război. la. Ce nu știu e, domne, ce se, se întâmplă cu teatrul de război cu aia. Eu vă părerea mea. Părerea mea este că acolo nu este un război. Acolo mor niște oameni nevinovați. Rusia nu face altceva decât încearcă să-și recupereze teritoriile pe care le-au dat la un moment dat Ucrainei. Bă, Ucraina nu poate să, să intre să... în NATO după cum se spune că într-o lună, două, intră în NATO, pentru că ea nu și-a clarificat granițele cu vecinii și este, Bine, dar nu, un nu, este, punct este, este dificil, în primul rând, decât în știu fizice. eu ca o principală condiție este să nu fie în conflict cu cineva să nu fii într-un... Păi nu este în conflict? <coughs> Pe da, n-ai cum, zic nu. Condiții ca să intri în NATO, da. în Alianța nord Nu trebuie să fii în război cu să cineva. Să fii război cu cineva. Deci și de asta ăsta, eu spun că din punctul da, de vedere nu cred ăsta, că e realizabil. Și dar și definirea graniților. Păi aduceți-vă dumneavoastră aminte când a intrat uh, Rusia în Ucraina, a intrat de ce? Pentru că de vreo 8 ani de zile, Rușii toți spun, domnule, la ucrainieni, domnule, mai lăsați rușii în pace, mai lăsați oameni, numai aia, nu mai aia, nu-i mai alungați, nu-i mai omorâți cu tare. Acolo, Lunii, nu s-au spus niciodată. Sunt mulți, sunt mulți ruși care trăiesc în zona aia. În, da, da, în și nu s-au spus, niciodată ce făceau ucrainienii cu rușii din Donbass, din partea aia, din Crimea. Dar din nici Domba. unii, să știți că în, în, situații de genul ăsta nu sunt unii mai buni decât alții. Nu, domne, Cine nu, dar și unii și alții sunt, ruși. mai cuminți. nu vă supărați, că și unii buni, și alții sunt, sunt ruși. Criminali sunt și într-o parte și în alta. Și eu vă mai spun o chestie, sunt mulți români care sunt ruși. Păi dar nu trec cu rușii pe la noi. Da. Să spun... Păi ce vreți să spuneți? Că nu au rămas sămânță din Rusă aici în România? Da, dumne, nu au rămas, să sămânță din Iamță în România? Dar din păcate dacă a rămas, a rămas ca urmare a unor acte... Păi bineînțeles, da. Omise păi dar vă ați aminte ce au făcut la noi în România. Da, vai, ceas, dar problema da, este da, vai... alta. Rușii care au venit și au omorât români și au făcut tot felul de dezastre și au omorât femei și așa. Ați vă aminte că nu erau ruși, erau ucrainieni. Nu știu dacă iese neapărat așa. Ba da, erau cazaci. Erau cazaci. Da, da, Poporul ucrainian este format din cazaci, așa, și din uh, uh, evrei uh, gazari. Eu zic eu, vă zic de, subiectul eu vă zic de, ce, ce e esență. Dep depășește... Ce depășește? Depășește, Dep depășește de competența. Trebuie să lăsăm specialiști să discute și să da. se să, păi da, să, da. să, Noi nu suntem specialiști, asupra dar noi că... suntem informați. Da, merge pe zona Iar asta eu, de eu nu pot să fac afirmații dacă nu sunt adevărate, că data viitoare când vin la dumneavoastră nu mă mai crede nimeni. Eu vreau să vă spun un lucru. Ceea ce se întâmplă acolo, fără a lua partea cuiva, pentru da. Că, da. că nu, este nu este Ce e drept, dacă ei să analizez, observăm că avem de-a face cu un agresor, că unul a sări la bătaie, celălalt se apără. Da. Da? Că cel care se apără este mai mic și este sprijinit de cine este sprijinit. Într-adevăr, sunt niște discuții aici. E discutabil. America, Statele Unite, ce interese au americanii acolo? Au, într-adevăr, terenuri multe cumpărate. Păi dar, noi ce interes dar, avem acolo? Acolo e o, o teorie a conspirației ultima teorie a conspirației nu, care circulă cu România cu Ucraina, Singurul interes al României, pe care nu se le dezerte niciun politician, România este de a bucă... teritoriile înapoi nu se întâmplă treaba asta pentru păi că dar dacă, merge, dacă mergem pe, pe principiul ăsta Păi de ce să nu mergem? Uh, nu, dar păi e... dar de ce să nu cerem înapoi nu, dacă domn... cineva ne-a luat cu forța? Vă uh, vorbiți despre Bucovina de Nord într-adevăr, uh, unde sunt unde sunt da. foarte da. mulți români care trăiesc da, domnule, Dar da, dacă, nostru. domnul în tot timpul războaiele și războaiele mondiale au pornit uh, cel puțin al doilea război mondial și primul război mondial au avut la bază și aceste uh, acțiuni uh, revizioniste. Ungaria, vedeți deja că avem acolo oameni de stat care flutură drap, harta Ungariei mari. Pe da, dacă tu te-a pus să ceri aia, da. Bă, aia o să ceară aia, ce o să, să să ceară dar ce maghiarii au avut bucate de noi din România? a avut-o temporar, domnule, o, o bucată. Vede așa păi că... când a fost tot teritoriul domnul, nostru, domnule, domnul, domnul Cazan, cum gândiți noastră da. gândesc și mulți unguri și uite așa se ajunge la bătălie pe câmpul de luptă la morți și răniți. Pentru că dacă noi am spune vrem nu știu ce bucată din Ucraina, unii o să spună vrem Transilvania, ăia din sud o să spună vrem Dobrogea și așa mai departe Aia din, din vest o să spună vrem bucată din Banat, noi spunem nu că Banatul ăla Eu zic că subiectele astea ar trebui cumva înghețate. nu le redeschidem Pentru că de fiecare dată au adus numai sânge și moarte domnul Păi dacă au dispărut păi. granițele, nici nu mai trebuie să păi mai spui că vrei Fără doar și poate, iar ce se întâmplă acolo în, în zona aia aproape de noi n-ar trebui să întâmple fără doar și poate nu ne-am obișnuit, din păcate cu, sau din fericire cu conflictul ăsta, sper să nu se extindă, dar până la urmă sunt niște lucruri pe hmm. care și le reglează Parerea ei. Părerea mea este că acest conflict nu se va extinde, dar dacă Ucraina va fi primită în NATO, așa cum e cu, zona de conflict acolo, vor fi probleme mari. Și interesul nu să ca primit. să intre NATO, este numai americanilor. Nu, nu, dar are, nu... nu are Germania, nu, nu are Franța, nu. Italia, nu. interese între Ucraina Asta... în NATO. Dumneavoastră vedeți nu. că aceste țări mari și puternice nici măcar nu vorbesc despre situația. Domnul, domnul Cazan, nu o să intre Ucraina în, în NATO. Pentru că dacă Ucraina o să intre în NATO, se, va întâmpla, se, vor întâmpla numai lucruri rele. Și chiar dacă americanii sau își doresc, ucrainienii clar își doresc pentru că vor să fie partea acestei alianțe ca să fie sprijiniți războiul pe care l-au cu rușii, de. asta nu înseamnă că se va și împlini ceea ce își doresc ei. Este riscant și nu sunt întrunite condițiile de a intra în această alianță. Dar sunt multe de discutat. Eu sper că lucrul se termine acolo. Ungaria, vedeți că are un dialog foarte bun, premierul Ungariei cu, 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 Putin, iar ceea ce fac ei acolo este un joc periculos cu harta, cu Transilvania, care e acolo cu bucăți din, din uh, Slovacia, cu bucăți din Serbia, din Croația. Deci, unii visează acolo, dar visele astea, să știți, păi repet, se vorbește despre o trasare de pe o trăsare a granițelor. Da, dar tot timpul granițele s-au tratat cu niște costuri enorme. Păi da, dar Morți nu credeți că dacă răniți. se vorbește, nu se împlinește. Și astea sunt uh, niște tragedii, să știți. Iar cei care luptă și în Ucraina, vedeți noastră că noi observăm, vedem pe străzile din România, în oraș am fost și în Cluj, am fost și în, în partea de vest, o să vedeți că ei sunt ucrainieni și mai bogați. Noi ce vedem pe aici mai bogăței sunt ăia din clasa de medie. Noi au fost bogați la Cluj, la Cluj sau în vest. Deci, atenție, pe frontul de luptă nu sunt, copii miliardarilor, no, 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 sunt no. copiii miliardarilor, milionarilor din Ucraina, sunt copiii ăia simpli, care săracii se duc acolo, mulți dintre ei nici nu știu pentru ce luptă. Că Auziți, dacă s-a ajuns ca să intre cu câinii în Lavra Pecerska, în Ucraina, asta e o profanare cum nu există. Dacă s-a ajuns în Livov să dea foc la Biserica Ortodoxă, la fel. Deci nu, deci știți, nu, nu apropo, vorbim despre apropo, niște apropo, oameni apropo, care... Apropo și de lucrul ăsta pe care le spuneți dumneavoastră, să știți că și eu tot timpul am, uh, am sfătuit pe apropiați și pe cei care mă urmăresc. Să avem o mare, foarte mare grijă în această perioadă și de acum înainte de unde ne culegem informații. E vorba de imagini, nu e vorba de știți, informații. Să știți că circulă foarte multe informații false. Sunt informații furnizate de adevărate fabrici de informații false care încearcă să manipuleze, să ne manipuleze. Da, corect. Eu spun un lucru și mi-aduc aminte uh, și cred că am avut discuția asta cu cineva. Circular la un moment dat un filmuleț pe, pe internet, prețele de socializare și nu numai, l-am primit și eu la un moment dat, apare un tip pe care nu-l cunosc și se plânge la acolo, spune, uite bă, că în timp ce voi primiți, îi plătiți pe ăștia, pe ucranii săraci, uite ce fac unii. Și arată niște tineri cu steaguri ucrainiene în vârf de munte, undeva la o cabană, îmbrăcați foarte... A, nu spune la... Bă, că hainele pe care le-au ăștia pe ei, vă plătiți voi ratele la bănci, scăpați yeah. de datorii la bănci. Și ea dansează pe acolo și așa mai departe. Domne, este un, din punctul meu de vedere. Este nu, un bă, exemplu aia de daru ucrainean, dar nu se știe deci, dacă era în momentul Deci, 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 exemplu, deci este un exemplu de manipulare urâtă, ordinară. Eu nu spun că nu este așa. Domne, când faci o afirmație, eu așa gândesc. Dacă eu fac o afirmație că ia sunt ucrainienii care nu să fie la război, domne, vi cu niște probe. Nu poți să scoți un filmuleț să zici: "Uite, bă, ăia luptă, noi îi ținem." Astea sunt manipulări. E eu nu spun că nu-i de discutat ajutorul pe care îl dăm, nu-l dăm și așa mai departe. Dar nu trebuie să picăm pradă unor astfel de informații care, repet, cele mai multe de, de, dintre ele sunt trebuie se să pare corect ca toate tirurile astea care tranzitează România să nu plătească taxe de drum cum plătesc tirurile românești. Mie mi s-ar părea corect în felul următor. Când, nu, nu. când cineva e la Nanghi, ascultați-mă. la e la să vă spun care este ideea mea. Domnule, dar tirurile doamne, alea care tranzitează spuneți. cu produse agricole, nu sunt ale statului ucrainian, domne, despre Asculta. ce vorbim. Dar ascultați-mă să vă spun. Sunt a unor oameni de afaceri. Oamenii de afaceri, dacă vor să-și vândă produsele, trebuie să plătească taxe normale. Da, și de ce nu le plătesc? Păi de ce? Pentru că așa a fost dispoziția, să nu plătească. Eu am vrut să spun în felul următor. Păi dacă... la noi se distrug șoselele, și cine ne dă nouă bani ca să le facem înapoi? Păi asta am vrut să spun. Când ești la Nanghie, este normal să fii sprijinit, dar eu cred că reprezentanții statului român au făcut o înțelegere. Da, omule, eu te ajut. Da. Te las anul ăsta, te las la anul, no, așa. dar eu îți număr tirurile care au intrat în no, țară așa. și te bag acolo pe la datorii. Deci tu când o să-ți revii, dai banii. Și plătești în natură, plătești cu... Și cine se plătească, domnule? Statul ucrainean dar business ăsta care s-a desfășurat a fost unor proprietari, dar, dar, și aici trebuie văzut, domnul. eu nu spun, domnul Cazan, eu nu spun că nu aveți dreptate. Domne, dar dacă erau tiruri cu marfa ucrainiană a statului ucrainean, era altă discuție. Dar de unde știm că nu este așa? Dar cum să fie marfa statului, domne, Acolo sunt privați, domnule. Nu știu dacă este așa neapărat. Dar cum să nu? Dar terenurile sunt privat Și Ajungem iar la foarte sursa bine ai, sau cu ei sunt a, societățile. ajungem din nou la curatețea informației. Dacă, nu dacă domne, este dar, așa, dar statul, dar statul nu are, dar noi avem teren agricol? Statul român are teren agricol? Păi noi în casă, cum să nu, ADS? Agenția Domnului Statului? Cât statul... are, domne, cât ar... Sunt domnule că toate terenurile astea nu sunt luate lui X, alu lui Y, ca Z. Că, că mulți l-au luat cu se tot, export. că l luat cu tot cu plugul în spate și o de la CAP. Pe, pe de, nu cum mai contează ce la acum dacă faci export, trebuie să plătească, domne. trebuie să plătească. zic? Dar dacă spune așa, domne, tirul ăsta este a statului ucrainian și marfa din el este a statului ucrainian, da, domne, mergi și treci că noi ajutăm statul ucrainian. Dar dacă unul are 100 de tiruri și 100 de și o mie de hectare de pământ și el face export din greu sau din porumb ce face, nu plătește nici impozit, nici taxă de drum, nici nimic, traversează România, n are ce treabă. Aici sunt vinovați reprezentanții statului român. Păi cum că suntem un stat de slugarnici, domnule? Păi, ăștia suntem. Slugarnici. Până, până la urmă nu i-am ales. Și se spune cum numai mai că a plecat. Da, exact doamne, cum spunea domn... generalul, te uh, stăteam de vorbă cu, uh, cum îi spune, Generalul din nostru... de la Aur, da, el A, știu, fostul șef al statului major Ah, Așa, domnule. Cu... Care e deputat, da, da știu, da, da. a fost la Diniaș. pe loc. A, a, așa, așa, da, Diniaș, da Eu din da. Uite când stăm pe mi-a zis așa. E, nu mai spune nimic de când e parlamentar înainte. E, mai mai E, cum spune? nu spune, spune? spune? dar nu-i urmărit, înseamnă nu-l urmărit. O zis că noi suntem statul omidă, care nu avem coloană. Nu, nu omidă, de moluscă. Stat moluscă. Adică noi toți suntem fără coloană. oriunde ești? Eu nu sunt fără coloană. Da, oia care ne reprezintă Nu, sunt nu suntem fără coloană, corect, da. Da, Dar... punct aici, ultima informație pe care penultima a fost una bună, și anume că prețurile alimentelor au mai scăzut, că... au mai scăzut ochi. și din cauza combustibilului și din cauza cererii mai mici, pentru că poate e și vorba oferta, de cerere și poate și oferta. Și oferta este mare. Da, uitați-vă putea... și la ulei, a scăzut prețul la ulei. Pentru păi că să cu... stai cu, uleiul în depozit, S-a dus cu 30 de procente. Știți, ca... știți care e secretul? Dar nu e secret, de fapt. Dar vedeți, s-a dus cu 30 de procente când s-a ieftinit uleiul. Dar s-a mai ieftinit și gazul, s-a ieftinit și energia. Dar nu spune, domnule, noi am mărit salarile când au crescut produsele Se salariul înapoi. Și acum să dai salariul înapoi? Salariul înapoi, nu? Se, se discută de salarii mai mari, adică să mai le mari, medim, corect, să le indexăm, da, da. să le nebunim. Păi din cauza asta nici nu prea mai merg business-urile, pentru că salariile mereu au crescut, iar adaosul mereu a scăzut. Eu, când am intrat în afacere, aveam adaos comercial, de exemplu, 60-70% la producții. Pentru că Mă, a, asta era marja. Așa, da. așa era piața. Așa era piața. Nu era Adaug de la 0% la 300%. Da, 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 să da, vedeți da, prin da, magazine. Da. Aveam 60-70%. Acum am adaut salariul mai mare și adaosul 10%. Păi ca să faci, uh, faci <sus> față. Rulaj. Ca, să, rulaj rulaj, ca rulaj. să câștigi Nu, De asta vă spun că nu se mai câștigă cum se câștigă Te Acum știi cum. Se câștigă la supraviețuire. Se câștigă la buget. Altfel bugetarii au niște salarii foarte mari Dom'le are statul banii. Nu are bani, domnule, că domne, că îi împrumută. cum are bani? Dacă ei îi produce în țară, n-ar fi o păi, problemă. Păi și atunci de unii pentru... bani mulți la la, la Păi, dar împrumutăm, n-ați văzut cum nu, se împrumută. Domnule, știți pentru ce împrumută bani? Hai ca ce? să nu cădem la altă Pentru pensii, domne, sunt împrumută da, bani. dar se împrumută și pentru pensii. Dar nu pentru salarii, nu pentru salarii bugetare, pe nu se împrumută. Nu, nu știm din ce Nu, aduc. nu, eu vă spun, pentru pensii într adevăr. De ce pentru că nu se gestionează cum trebuie. Dar eu v-am zis trebuie făcut o lege acum. Și am mai spus o. Domnule, facem o lege și să spunem așa. Începând de azi, nu mai plătești nimeni fond de pensii. Cât ai plătit, ai plătit. Cine vrea să plătească fond de pensii? Să-și plătească o cotizație. Să-și să facă pensii private, private. domne. Dar n-ați văzut că e ciudată și e. E ne. Nu. ne Iar noi, ca stat, nu mai oprim pensii. Iar concomitent cu chestia asta, fac alte legi și să spun așa. Obligatoriu copiii trebuie să aibă grijă de părinți la bătrâneții. Dar nu e constituțional. Cine, din din și, constituțional. Ce, și, cei care nu au copii, ce faci? Doamne? Nu contează. Faci copii dacă nu are copii. A, da, face faci copii, își da, bagă bani da. la pensie, își face altceva. Poate să facă. În străinătate. Și atunci o să vedeți cum fac românii. Trei copii, patru copii, cinci copii. Eu am stat de vorbă cu domne, oameni din țările arabe. Ca să vă dau exemplu că unde este legea asta. Și am zis, băi, dar cât frați sunteți voi? Păi noi suntem 12. Când și mai mic în unde în stați în Siria? A, nu, nu suntem cinci în România, trei suntem în Germania, doi în America, era un pânz în un Și unde? trei, și doi s acasă sau trei. Dar zic că aia, de ce nu au plecat? Au grijă de bătrâni. Au grijă de părinți. Și a produc Păi trei da, stai de un pic, bă, da, că... părinții n-au pensie. Nu, no, la noi nu. Noi asigurăm obligatoriu, statul dat obligatoriu să avem grijă de părinți. Da. Ei, și atunci se schimbă situația. Politici și politici nu știu dacă s-ar putea... Eu am pe soacră, mi stau cu ea să-i dea Dumnezeu sănătate de 35 de ani. Să mai trăiască încă 35 de ani înainte, nu contează. Dar, domne, am avut și buni, am avut și rele. Ca și în viață. Ă, mama e cât ai pieții. Atât. Băi, nu ți ajunge. Băi, e mai e de aici. Mai e, am -a eu nevoie. Dar fost sprijin, domne. Bătrânul. Da, așa se domne, se dar că... trebuie să ai bătrânul, trebuie să-l ai în casă și nepotul trebuie să-l ai în casă, domne. De ce? Unul îți dă o, o energie, altul îți dă alte energie. La mine când vine nepoță, parcă să o schimba lumea. Când pleacă ei, vine liniștea, liniștea o așterni pensionarul. Viața... Aveți un stil, stil de viață... Viața o dă copilul, prima de asta, nepoțul, da. Nepotul, da. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Cazar. Vă mulțumesc. Uh, am reușit cât de cât să acoperim ceea ce ne-am propus, dar nu nicio problemă, că o să ne revedem și cu altă ocazie. Iar cu pensiile speciale, ca să ne înțelegem, sunt oameni speciali care au fost, de exemplu, ambasadori, consuli și așa mai departe, ce au lucrat în prin diplomație, Aia, da, în special. Dar ăștia care au, au lucrat aici, la, în țară, judecători, magistrați, tot ce vă zic eu, polițiești, armată, aviatori, Aia nu poți să-i pui pe de, de serviciu. Uh, și nu mai mari decât președintele statului. Repet, eu cred că este cuantumul de discutat, mai ales în cazul unora. Că merită mai mulți bani judecătorii pentru că muncesc în anumite condiții și nu este ușor. Și merită când lucrează. Și salarii, dar și pensia. Adică oamenii trebuie să aibă un venit care să le permită să. Iar le permită. pensia, pensia nu mai mare ca a președintelui. Normal. Da, punem punct de aici și o să vedem ce o să stabilească cei Uf, care guvernează. Mai judecătoare, apropi, nu și eu, i-am spus, băi tată, tu nu poți iei mai mult ca președintele statului dar noi suntem individualiști așa. Noi vrem dar să bugetari și unul și altul. Noi vrem să luăm cât mai mulți bani, domnule, dacă se poate. Mai mult decât, președinte, decât 10 președinți. La păi da, eu hanii zice eu să ajungă președinte, să aibă salariul mai mic de ce credeți, decât de ce credeți că director? ne scăldăm, ne scăldăm, unde ne scăldăm? Pentru că noi nu știm să nu suntem uniți, nu suntem solidari. Nu no, ne place doar pentru noi. Eu o să a, ci de ala, să eu să fiu bine. mai la hidroelectrică ca să fiu președinte la Hidroelectrica la hidroelectrică cu siguranță, pentru că e Da, mulțumesc încă o noi Cazan, și nu astăzi, mase respectatorii, vă mulțumim pentru. Atenție, să aveți o seară bună. La revedere, numai bine. Bună seara!